Fereastra de sus, de Raymond Chandler, citește Carmen Dumitriu. Capitolul 1. Casa se găsea pe bulevardul Dresda, în cartierul O'Neill din Pasadena. O casă mare, solidă și frumoasă, cu pereți de cărămidă roșcată, acoperiș din țigle de teracotă și cornișe de piatră albă. La parter, ferestrele de la fațadă aveau grilaje de fier. Cele de la etaj erau ca la casele de țară, cu florituri de piatră împrejur, imitând în mod exagerat stilul rococo. Din fața casei și de lângă boschetele înflorite din apropiere, se întindea într-o pantă lină, spre stradă, o pajiște verde frumoasă, de vreo jumătate de pogon, revărsându-se în jurul unui enorm cedru de Himalaya, ca o maraie verde, răcoroasă, în jurul unei stânci. Trotuarul și aleea erau foarte largi, iar pe alee se găseau trei salcâmi de toată frumusețea. Era o mireasmă puternică de vară în dimineața aceea. Vegetația stătea neclintită în aerul încremenit a ceea ce se poate numi o zi plăcută. După câte știam, în casă locuia o doamnă Elizabeth Bright Murdoch împreună cu familia. Doamna voia să angajeze un detectiv particular cinstit, care să n-arunce scrum de havană pe podea și să nu poartă decât un pistol. Mai știam despre ea că era văduva unui nătărău bătrân, cu favoriți, pe nume Jasper Murdoch, care făcuse o groază de bani ajutând comunitatea. În fiecare an, la aniversarea sa, îi apărea în ziarul din Pasadena fotografia, cu anul nașterii și al morții, sub care scria, datoria a fost sensul vieții lui. I-am lăsat mașina în stradă și, pășind pe câteva zeci de dale de piatră fixate în gazonul verde, am ajuns la un portic cu acoperiș suguiat și am sunat. În fața casei, pe o distanță scurtă de la ușă până la marginea drumului de acces, se întindea un zid scund de cărămidă roșie. La capătul aleii, pe un bloc de beton, era un mic negru pictat, în pantalon de călărie albi, cu jachetă verde și șapcă roșie. În mână ținea un bici, iar la picioarele lui, în blocul de beton, se găsea o verigă de fier. Părea cam trist, de parcă aștepta de mult timp acolo și începuse să-și cam piardă răbdarea. M-am apropiat de el și l-am bătut ușor cu mâna pe cap, în timp ce așteptam să apară cineva la ușă. O bucată de vreme, o mutră acră între două vârste, înținută de servitoare, a deschis ușa de la intrare, cam vreo 20 de centimetri, și m-a privit cu suspiciune. "Philip Marlowe," am zis. "O caut pe doamna Murdoch. Sunt așteptat." Mutra acră între două vârste a scrâșnit din dinți, a închis repede ochii, i-a deschis tot atât de repede și, cu o voce agresivă, a zis: "Pe care?" "Poftim?" "Pe care, doamnă Murdoch?" a întrebat aproape țipând. "Pe doamna Elizabeth Bright Murdoch." "Nu știam că sunt mai multe." "Sunt," a răspuns sec. "Aveți o carte de vizită?" Ușa rămase întredeschisă. Și-a vărât puțin prin ușă vârful nasului și o mână slabă. I-am scos portofelul, am luat o carte de vizită cu numele meu și am pus-o în mână. Mâna și nasul s-au retras, iar ușa mi-a fost trântită în nas. M-am gândit că poate trebuia să fi mers la ușa din spate. M-am dus iar la micuțul negru și l-am bătut ușor pe cap. "Frate dragă," am zis, "avem amândoi aceea soartă." A trecut foarte mult timp. Mi-am vârât o țigară în gură, dar n-am aprins-o. Flașnetarul a trecut cu căruciorul lui albastru cu alb, cântând la flașnetă "Curca în paie". Un fluture mare, negru, cu auriu, a aterizat pe o turfă de hortensii aproape de cotul meu. Și-a mișcat ușor aripile în sus și în jos de câteva ori, apoi a decolat greoi și s-a îndepărtat prin aerul înmiresmat, fierbinte și încremenit. Ușa din față s-a deschis din nou. Mutra acră a zis: "Poftiți!" Am intrat. Camera era mare, pătrată. Atmosfera răcoroasă și odihnitoare a unei capele funerare. Chiar mirosul era asemănător. Tapiserie pe pereții goi de stuc. Grilaj de fier, imitând balcoane, în exteriorul ferestrelor laterale înalte. Scaune masive, încrustate, îmbrăcate în pluși, cu spătare tapisate și ciucuri suflați în aur mat, atârnând de o parte și de alta. În fund, un vitral cam de mărimea unui teren de tenis. Sub el, uși de sticlă cu draperii. O cameră veche, mucegăită, apăsătoare și ostilă. Nu părea să fi stat cineva vreodată în ea și nici nu cred că ar putea exista vreo ființă cu asemenea intenții. Mese cu tăblii de marmură și picioare arcuite, ceasuri suflate în aur, statuete de marmură în două culori. O grămadă de vechituri care ți-ar lua o săptămână să le ștergi de praf. O groază de bani rosiți. Cu 30 de ani în urmă, în bogatul și liniștitul oraș provincial Pasadena, o asemenea încăpere părea probabil o cameră.
Am ieșit și am trecut printr-o galerie. După o vreme, mutra acră a deschis o ușă și mi-a făcut semn să intru. Domnul Marlow, a zis ea prin ușă cu o voce nesuferită și s-a îndepărtat, scrâșnind din dinți. Capitolul 2. Era o cămăruță cu vedere spre grădina din spate. Covorul roșu cu maro era urât. Mobila specifică unui mic birou. O fată blondă, slabă și plăpândă, cu ochelari cu ramă de sidef, ședea la o masă de lucru cu o mașină de scris pe tăblia trasă în stânga ei. Mâinile stăteau deasupra claviaturii, gata de lucru, dar în mașină nu se afla nicio foaie de hârtie. M-a privit când am intrat în cameră cu expresia rigidă și cam nătângă a unei persoane sfioase care pozează pentru un instantaneu. M-a invitat să iau loc cu o voce limpede și plăcută. Sunt domnișoara Davis, secretarea doamnei Murdoch. Dorește să vă cer câteva referințe. Referințe? Desigur, referințe. Vă surprinde? Mi-am pus pălăria pe masa de lucru și țigara neaprinsă pe borul pălăriei. Vrei să spui că m-a chemat, fără să știe nimic despre mine? Buza i-a tremurat și și-a mușcat-o. Nu știam dacă era speriată sau iritată, ori se căsnea doar să pară distantă și calculată. Oricum, nu părea fericită. Doamna a aflat numele dumneavoastră de la directorul unei firme a băncii de asigurări din California, dar nici el nu vă cunoaște personal. Pregătește-ți creionul, i-am zis. L-a ridicat și mi-a arătat că era ascuțit și gata de lucru. Am început. Mai întâi, unul din vicepreședinții aceleiași bănci, George S. Leak, e la biroul central. Apoi, senatorul Houston Oglethorpe. Poate fi găsit la Sacramento sau în biroul său din State Building, în Los Angeles. Apoi, Sidney Dreyfus, Jr., de la biroul de avocați Dreyfus, Turner and Swain, cu sediul în Title Insurance Building. Ai notat? Scria repede și cu ușurință. Dădea din cap, fără să-și ridice privirea. Lumina dansa în părul ei blond. Oliver Fry, de la Fry Crans Corporation. Oil Well Tools, de pe East 9, în cartierul industrial. Apoi, dacă te interesează și câțiva polițiști, Bernard Oles, din personalul procuraturii districtuale, și detectivul locotenent Carl Randall, de la biroul central de criminalistică. Crezi că-i de ajuns? Nu râdeți de mine, a zis ea. Fac doar ceea ce mi se cere. Mai bine nu-i suna pe ultimii doi, decât dacă știi ce am de făcut, am spus. N-am râs de dumneata. E foarte cald, nu? Nu e foarte cald pentru Pasadena, a răspuns ea. A pus cartea de telefon pe masa de lucru și s-a apucat de treabă. În timp ce căuta numerele și telefona încoace și încolo, eu o studiam. Cu toată paloarea ei naturală, părea destul de sănătoasă. Părul aspru, blond, arămiu, nu era urât în sine, dar era atât de bine întins pe capul ei mic, de parcă n-ar fi fost păr. Sprâncenele subțiri și neobișnuit de drepte erau mai închise decât părul, aproape de culoarea castanei. Nările aveau aspect albicios de om anemic. Bărbia era prea mică, prea ascuțită, dându-i un aer de nesiguranță. Nu era fardată. Avea doar ruj roșu-portocaliu pe buze, dar nu exagerat. Ochii în spatele ochelarilor erau foarte mari, de un albastru de cobalt cu iriși mari, inexpresivi. Ploapele erau atât de înguste, încât ochii aveau un ușor aer oriental, ca și cum pielea feței era de la natură atât de întinsă, încât îi întinsese și ochii la colțuri. Întreaga față avea un farmec contrastant, chiar ușor nevrotic, lipsându-i doar puțin fard, bine ales, pentru a deveni frapantă. Purta o rochie de in, dintr-o singură bucată, cu mâneci scurte și fără garnituri. De brațele goale se vedeau câțiva pistrui și un pic de puf. N-am acordat multă atenție celor ce se vorbeau la telefon. Tot ce îi se spunea, stenografia cu mișcări ușoare și îndemânatice de creion. După ce a terminat, a agățat cartea de telefon de un cârlig, s-a ridicat în picioare și și-a aranjat rochia. Dacă vreți să așteptați câteva momente, a zis ea și s-a îndreptat spre ușă. De la jumătatea drumului s-a reîntors și a închis un zertar de sus al mesei de lucru. După aceea a ieșit. Ușa s-a închis. S-a făcut liniște. În fața ferestrei zumzăia o albină. Undeva mai departe se tânguia un aspirator. Am luat țigara neaprinsă de pe pălărie, am pus-o în gură și m-am ridicat. M-am dus la masa de lucru și am deschis sertarul pe care îl închinsese. N-ar fi trebuit să o fac, dar eram curios. Și, de fapt, nici nu mă privea că în sertar avea un mic colt automat. Am închis sertarul și m-am așezat din nou. După vreo 4 minute a deschis ușa și a zis, Doamna Murdoch vă așteaptă. Am mers împreună pe coridor până în fața unei uși duble de sticlă pe care ea a deschis-o și s-a dat la o parte să-mi facă loc.
Am intrat și ușa s-a închis în urma mea. Înăuntru era atât de întuneric încât la început nu puteam vedea decât lumina de afară, care răzbătea printre boschetele dese și jaluzele. Mi-am dat imediat seama că, de fapt, încăperea era un fel de verandă lăsată să fie năpădită de verdeață. Mobila era de trestie, iar pe jos erau rogojini. Lângă fereastră se găsea un șezlong de trestie. Avea spătarul curbat și atâtea perne pe el că ai fi putut împăia cu ele un elefant. Rezemată pe spate, cu un pahar de vin în mână, în el ședea o femeie. Am simțit mirosul puternic al vinului înainte de a fi văzut ca lumea. După ce ochii mi s-au obișnuit cu lumina, am văzut-o bine. Avea fața lată și bărbia mare. Părul, de culoarea ramei, era ondulat într-un mod barbar. Nasul era aidoma unui clonț puternic, iar ochii mari, umezi, aveau expresia tandră a pietrelor jilave. La gât purta dantelă, deși la un asemenea gât un tricou de fotbal s-ar fi potrivit mai bine. Rochia era de mătase cenușie. Brațele groase erau goale și pătate. În urechi avea clipsuri negre. Alături se găsea o masă scundă, acoperită cu cristal, iar pe ea o sticlă cu vin de Porto. A sorbit din paharul pe care îl ținea în mână, privindu-mă tăcută pe deasupra. Eu stăteam în picioare. M-a lăsat să stau așa până și-a terminat vinul și și-a umplut din nou paharul. Și-a șters apoi buzele cu o batistă și a vorbit. Avea o voce fermă de bariton, ce părea să nu înghită lucruri fără rost. Ia loc, domnule Marlowe. Te rog, nu aprinde țigara aceea. Sunt astmatică. M-am așezat într-un balansoar de trestie și am băgat țigara încă neaprinsă lângă batistă, în buzunarul de la piept. N-am avut niciodată de-a face cu detectiv particular, domnule Marlowe. Nu știu nimic despre ei. Referințele despre dumneata par satisfăcătoare. Care sunt pretențiile? Ca să fac ce, doamnă Murdoch? E o chestiune confidențială, firește. Nimic de-a face cu poliția. Aș fi chemat poliția dacă ar fi fost treaba ei. $25 pe zi, doamnă Murdoch. Și, bineînțeles, cheltuielile. Prea mult. Dumneata probabil câștigi o groază de bani. Am mai băut puțin Porto. Mie, personal, nu-mi place Porto pe vreme călduroasă. Dar mi-ar fi plăcut să mi se ofere ca să pot refuza. Nu, am răspuns eu. Nu e mult. Bineînțeles, o asemenea treabă poate fi făcută la orice preț și legal, ca o lucrare dentară. Eu nu sunt instituție. Lucrez singur și mă ocup de un singur caz odată. Riscurile sunt uneori foarte mari și nici nu lucrez tot timpul. Nu, nu cred că $25 pe zi e prea mult. Înțeleg. Și care-i natura cheltuielilor? Lucruri mărunte care se ivesc aici colo, nu se știe niciodată. Aș prefera să știu, a zis ea cu răceală. Veți ști, am răspuns eu. Veți primi totul scris, negru pe alb. Puteți obiecta dacă nu vă convine. Și, cât pretinzi avans, $100 ar fi suficient. Sper să fie, a zis ea, bându-și vinul și umplându-și din nou paharul, fără măcar să șteargă buzele. De la oameni ca dumneavoastră, doamnă Murdoch, nu am absolută nevoie de avans. Domnule Marlowe, sunt o femeie autoritară, dar nu vreau să te sperii. Pentru că, dacă te sperii de mine, nu o să-mi fi de mare folos. Am dat afirmativ din cap, fără să o contrazic. A râs brusc, apoi a râgâit. Un râgâit ușor, plăcut, fără ostentație, cu ușoară nepăsare. Astmul meu, a zis fără să se închisească. Beau vinul ăsta ca medicament. De aceea nu-ți ofer nimic. M-am așezat picior peste picior. Speram că asta nu o să-i supere astmul. Banii, a zis ea, nu sunt lucru cel mai important. O femeie în situația mea e totdeauna jecmănită și trebuie să se aștepte la asta. Sper să-ți meriți onorariul. Iată despre ce e vorba. Mi s-a furat un lucru de mare valoare. Vreau înapoi, dar vreau mai mult decât atâta. Nu vreau să fie nimeni arestat. Întâmplător, hoțul e un membru al familiei mele, prin căsătorie. A răsucit paharul între degetele ei groase și a zâmbit ușor în lumina obscură a camerei. Nora mea, o fată fermecătoare, total inflexibilă. M-a privit cu o licărire bruscă în ochi. Am un fiu al naibii de prost, dar mi-e foarte drag. Cu vreun an în urmă a făcut o căsătorie neroadă, fără consimțământul meu. A fost o nebunie din partea lui, întrucât nu e în stare să-și câștige existența și nu are nicio lescaie în afară de ce-i dau eu, iar eu nu sunt generoasă când e vorba de bani. Femeia pe care și-a ales-o, sau care l-a ales pe el, era cântăreață într-un local de noapte. Numele destul de potrivit, Linda Conquest. Au stat în această casă. Nu ne-am certat, pentru că nu îngădui oamenilor să se certe cu mine în propria casă.
dar nici înțelegere n-a existat între noi. Eu le-am plătit cheltuielile, i-am dat fiecăruia o mașină, iar ei i-am fixat o sumă de bani suficientă pentru toalete și altele. Fără îndoială, viața îi se părea destul de plicticoasă. Și, fără îndoială, îl găsea plicticos și pe fiul. Eu însă îl găsesc plicticos. În orice caz, a plecat cu totul pe neașteptate, acum vreo săptămână, fără să lase nicio adresă sau să-și ia rămas bun. A tușit, a scotocit după Batistă și și-a suflat nasul. Dar a luat o monedă, a continuat ea. O monedă de aur, rară, un dublon Brasher. Era mândria colecției soțului meu. Pe mine nu mă interesează asemenea lucruri, dar pe el îl interesau. De când a murit, acum 4 ani, i-am păstrat colecția intactă. E sus la etaj, într-o cameră încuiată și rezistentă la foc, într-un set de casete neinflamabile. E asigurată, dar n-am anunțat încă pierderea dublonului. Nici n-aș vrea, dacă e posibil. Sunt absolut sigură că Linda l-a luat. Se zice că moneda valorează peste 10.000 de dolari. E un exemplar făcut la stanță. Dar destul de greu de vândut, am zis eu. Poate, nu știu. Nu i-am observat lipsa decât ieri. Nu i-aș fi observat-o nici atunci, deoarece nu mă preocupă colecția. Dacă nu ar fi telefonat un tip din Los Angeles, pe nume Morningstar, zicea că e negustor și a întrebat dacă duplonul Murdoch Brasher, cum îl numea el, e de vânzare. Din întâmplare a răspuns fiul meu. I-a spus că nu crede că e de vânzare, că n-a fost niciodată, dar dacă domnul Morningstar vrea să sune altă dată, ar putea probabil vorbi cu mine. Nu mă deranjase atunci, deoarece mă odihneam. Tipul a promis că va reveni. Fiul meu a relatat conversația domnișoarei Davis, care la rândul ei mi-a spus-o mie. Am pus-o să-i telefoneze omului aceluia. Eram curioasă. A mai sorbit din vin, a fluturat Batista și a mărâit. De ce erați curioasă, doamnă Murdoch? Am întrebat-o doar așa, ca să zic ceva. Dacă omul ar fi un negustor cu renume, ar ști că moneda nu e de vânzare. Soțul meu, Jasper Murdoch, a dispus prin testament ca nicio piesă din colecția sa să nu fie vândută, împrumutată sau ipotecată în timpul vieții mele, nici scoasă din casă, în afară de cazul în care aceasta ar fi distrusă și atunci numai cu aprobarea tutorilor. Pe când trăia, a zâmbit ea acru. Soțul meu socotea că s-ar fi cuvenit să mă interesez mai mult de micile lui piese de metal. Afară, soarele se lucea, florile înfloreau, păsările cântau. Mașinile treceau pe stradă cu un sunet îndepărtat, nesupărător. În camera slab luminată, cu femeia aceea severă la înfățișare și cu mirosul de vin, totul părea oarecum ireal. Stăteam picior peste picior, legănându-l pe cel de deasupra și așteptam. Am vorbit cu domnul Morningstar. Numele întreg este Elisha Morningstar și are birourile în Bellefonte Buildings pe 9th Street, în centrul Los Angelesului. I-am spus că colecția Murdoch nu e de vânzare, că niciodată n-a fost și că, în ceea ce mă privește, nu va fi niciodată și că sunt surprinsă că el nu știe. S-a bâlbâit și apoi m-a întrebat dacă ar putea examina dublonul. I-am spus că nu. I-am mulțumit pe un ton destul de sec și a închis. Era un om bătrân. După asta m-am dus să examinez eu însă moneda, lucru pe care nu mai făcusem de un an întreg. Dispăruse de la locul ei din casetă. N-am spus nimic. Ea și-a umplut din nou paharul. A bătut apoi darabana cu degetele ei groase pe brațul șezlongului. Ce-am crezut atunci, îți poți închipui, probabil. Cu privire la Morningstar, da, poate. Cineva i-a oferit moneda spre vânzare, iar el știa sau bănuia de unde provine. Moneda e probabil o raritate. Într-adevăr, un exemplar stanțat e foarte rar. Da, și eu am crezut la fel. Cum putea să fie furat, am întrebat. Cu foarte multă ușurință de oricine din casă. Cheile se află în poșeta mea, iar poșeta se găsește pe aici, pe acolo. E foarte simplu să intri în posesia cheilor atâta timp cât e necesar pentru a deschide o ușă și o casetă și apoi să le pui la loc. Ar fi greu pentru un străin, dar oricine din casă ar fi putut o face. Înțeleg. Cum puteți dovedi că nora dumneavoastră a furat-o, doamnă Murdoch? Nu pot face dovada acestui fapt, dar sunt absolut sigură. Cele 3 servitoare sunt aici de mulți ani. Cu mult înainte de a mă căsători eu cu domnul Murdoch, acum 7 ani. Grădinarul nu intră niciodată în casă. Șofer n-am, pentru că mă duce cu mașina fiul meu, secretara. Fiul meu n-a luat-o. Mai întâi, pentru că nu e chiar atât de nebun să o fure pe maică sa. Și în al doilea rând, dacă ar fi luat-o, ar fi putut cu ușurință să mă împiedice să vorbesc cu negustorul de monede Morningstar. Domnișoara Davis e ridicol. Nu-i genul ăsta. Prea sfioasă. Nu, domnule Marlowe.
Linda e tipul de femeie care ar fi putut-o face chiar și numai din răutate, dacă nu din alt motiv. Știi și, nata, cum sunt oamenii ăștia de prin barurile de noapte. Oameni de tot felul, ca noi toți, am zis. Presupun că nu sunt urme de spargere. Numai un ins priceput e în stare să salte o asemenea monedă. Ori se pare că nu e vorba de asta. Poate n-ar strica totuși să arunc o privire prin cameră. Ți-am spus doar, domnule Marrow, că doamna Leslie Murdoch, nora mea, a luat dublonul Brasher. Ne-am privit unul pe celălalt. Ochii erau duri, asemenea dalelor de piatră de pe alea de la intrare. N-am scuturat de privirea ei și am zis, presupunând că e așa, doamna Murdoch, ce ați dori să se facă? În primul rând, vreau moneda înapoi. În al doilea rând, vreau un divorț de necontestat în favoarea fiului meu și nu intenționez să-l cumpăr. Cred că știi cum se aranjează aceste lucruri. Și-a terminat porția obișnuită de Porto și a râs cu bădărănie. Ei fi auzit, am răspuns. Ziceți că doamna n-a lăsat nicio adresă. Asta înseamnă că habar n-aveți unde s-a dus? Întocmai. În acest caz, e vorba de o dispariție. S-ar putea ca fiul dumneavoastră să știe ceva, dar nu v-a spus-o. Va trebui să-l văd. Fața mare și palidă a devenit mai aspră. Fiul meu nu știe nimic. Nici măcar nu știe că moneda a fost furată. Nu vreau ca el să afle ceva. La momentul potrivit o să mă descurc eu cu el. Până atunci vreau să fie lăsat în pace. El va face exact ceea ce vreau eu. Nu întotdeauna a făcut așa. Căsătoria, a zis ea în silă, a făcut-o dintr-un impuls de moment. După aceea a încercat să se poarte ca un gentleman. Eu nu am asemenea scrupule. E nevoie de 3 zile pentru un asemenea impuls de moment în California, doamnă Murdoch. Tinere, vrei sau nu vrei acest caz? Îl vreau, dacă mi se spune adevărul, și dacă mi se permite să mă ocup de caz cum cred eu de cuvință. Nu-l vreau, dacă aveți de gând să stabiliți o groază de reguli și regulamente de care să mă poticnesc. A râs cu duritate. Asta e o chestiune delicată de familie, domnule Marlowe, și trebuie tratată ca atare. Dacă mă angajați, veți beneficia de delicatețea de care dispun. Dacă n-am suficientă delicatețe, poate că ar fi mai bine să nu mă angajați. De pildă, înțeleg că nu doriți ca nora dumneavoastră să fie victima unei înscenări. Pentru asta nu sunt suficient de delicat. S-a făcut la față ca o sfeclă fiartă și a deschis gura, gata să răcnească. S-a răzgândit totuși. A ridicat paharul de Porto și a mai tras o dușcă din medicament. Sunt sigură că vei reuși, a răspuns sec. Păcat că nu te-am cunoscut acum 2 ani, înainte ca fiul meu să fi luat de nevastă. N-am înțeles exact ce a vrut să zică, dar n-am pus nicio întrebare. S-a plecat într-o parte, a umblat cu o cheie la un telefon interior și a bombănit ceva în el când i s-a răspuns. S-au auzit niște pași și micuța blondă a rămie a intrat cu pași mărunți în cameră, cu bărbia lăsată, de parcă cineva era gata să se repeadă la ea. Completează un cec de $250 pentru omul ăsta, a mârâit la ea bătrâna zmeoaică, și să nu sufli o vorbă. Tânăra s-a înroșit până în vârful urechilor. Știți că nu vorbesc niciodată despre afacerile dumneavoastră, doamnă Murdoch, a behăit ea. O știți doar. Nici prin gând nu mi-ar trece. S-a întors cu capul plecat și a fugit din cameră. Când se închidă ușa, m-am uitat la ea. Buzișoara îi tremura, dar ochii îi erau furioși. O să am nevoie de o fotografie a doamnei și de câteva informații, am zis după ce ușa s-a închis. Caută în sertarul biroului. Inelele i-au strălucit în întuneric când degetul gros, cenușiu, s-a îndreptat spre sertar. M-am dus la masa de lucru de trestie, am deschis singurul sertar și am luat fotografia care zăcea singură în fundul sertarului, cu fața în sus, privind la mine cu ochi negri, reci. M-am așezat din nou și am examinat fotografia. Părul negru, despărțit neglijent cu cărare la mijloc, pieptănat spre spate. O frunte destul de înaltă. Gura mare, a naivii de frumoasă și cu buze numai bune de sărutat. Nas drăguț, nici prea mic, nici prea mare. Față cu trăsături plăcute. Fizionomiei îi lipsea ceva. Cândva, acest ceva putea fi numit educație. Dar în zilele noastre nu știam cum să-l numesc. Figura părea prea înțeleaptă și prea rezervată pentru vârsta ei. Prea multe lucruri se întâmplaseră și devenise cam prea isteață evitându-le. În spatele acestei expresii de înțelepciune se găsea candoarea unei fetițe care mai credea încă în Moș Crăciun. Am dat din cap privind poza și am băgat-o în buzunar. Mi se părea că aflu prea multe de la o simplă poză. Și unde mai pui că lumina era proastă? Ușa s-a deschis și a intrat tânăra cu rochia de in.
Ținea în mână un carnet de cecuri gros și un stilou. Și-a folosit brațul drept masă de scris și doamna Murdoch a făcut un gest scurt spre mine. Tânăra a rupt o filă din carnetul de cecuri și mi-a întins-o. A rămas șovăitoare lângă ușă. Întrucât nimeni nu i-a adresat niciun cuvânt, a ieșit ușor din cameră și a închis ușa. Am fluturat fila ca să se usuce, am împăturit-o și am rămas cu ea în mână. Ce puteți să-mi spuneți despre Linda? Aproape nimic. Înainte de a se căsători cu fiul meu, împărțea un apartament cu o fată numită Lois Magic. Oamenii aceștia își aleg nume fermecătoare, care este un soi de animatoare. Lucrau amândouă într-un local numit Idle Valley, pe Bulevardul Ventura. Fiul meu, Leslie, îl cunoaște mult prea bine. Despre familia Lindei sau originea ei, n-am nicio idee. Zicea odată că s-a născut în Sioux Falls. Presupun că are părinți. Nu prea m-a interesat. Pe naiba! O și vedeam zbătându-se să afle tot felul de lucruri și rămânând cu mâinile goale și buzele umflate. Nu cunoașteți adresa domnișoarei Magic? Nu, n-am știut-o niciodată. S-ar putea să o știe fiul dumneavoastră sau domnișoara Davis? O să-l întreb când vine acasă, dar nu cred. Pot să o întreb pe domnișoara Davis, dar sunt sigură că nu știe. Înțeleg. Nu cunoașteți vreo altă prietenă de-a Lindei? Nu. E posibil ca fiul dumneavoastră să mai întrețină legături cu ea, doamnă Murdoch, fără să vă spună. Era gata să se înroșească din nou la față. I-am ridicat mâna și am încropit un zâmbet măgulitor. La urma urmelor, e căsătorit cu ea de un an, am zis. Probabil știe câte ceva despre ea. Nu-l băga pe fiul meu, întreaba asta amărâit ea. Am dat din numeri, iar de pe buze mi-a scăpat un plescăi de dezamăgire. Foarte bine. Presupun că și-a luat mașina, aceea pe care i-ați dat-o dumneavoastră. Un Mercury cenușiu ca oțelul, model 1940, nedecapotabil. Domnișoara Davis îți poate da numărul mașinii, dacă vrei. Nu știu dacă a luat-o. Știți cumva ce bani și toalete și bijuterii avea asupra ei? N-avea mulți bani. Să fie avut câteva sute de dolari, cel mult. Un rânjet gras i-a brăzdat cutea adânci în jurul nasului și al gurii. Dacă, bineînțeles, nu și-a găsit un nou prieten. Asta e așa, am consimțit eu. Bijuterii? Un inel cu smarald și diamant, nu de foarte mare valoare, un ceas longin de platină cu rubină, un colier de chihlimbar foarte frumos cu vinișoare, pe care l-am dăruit chiar eu din prostie. Colierul are o copcă de diamant, cu 26 de diamante mici, în forma unui carou de pe cărțile de joc. Mai avea și alte lucruri, bineînțeles. Nu le-am acordat niciodată prea mare atenție. Se îmbrăca bine, dar nu frapant. Se mulțumea cu puțin. Și-a umplut din nou paharul și-a mai slăbozit câteva răgăieli semimondene. Asta e tot ce-mi puteți spune, doamnă Murdoch? Nu-i de ajuns? Nu prea. Da, trebuie să mă mulțumesc deocamdată cu atâta. Dacă aflu că nu i-a furat moneda, încetez orice investigație. Corect? O să mai vorbim despre asta, a răspuns cu asprime. În mod sigur, ea a furat-o și n-am de gând să o las să dispară cu moneda. Vureți asta bine în cap, tinere. Și sper să fii măcar pe jumătate atât de dur pe cât îți place să pari, pentru că fetele astea de prin barurile de noapte se pricep să-și facă prieteni printre oameni periculoși. Țineam cecul îndoit între genunchi. Mi-am scos portofelul și l-am pus înăuntru, apoi m-am ridicat, luându-mi pălăria de pe dușul meu. Mie îmi plac înșii ăștia, am zis. Au minți foarte simple. Când aflu ceva, o să vă informez, doamnă Murdoch. Cred că mai întâi mă voi ocupa de negustorul de monede. Pare a fi un fir. M-a lăsat să ajung la ușă înainte de a mormăi în spatele meu. Nu mă prea simpatizez, nu-i așa? Cu mâna pe mânerul ușii, m-am întors să-i zâmbesc. Vă simpatizează cineva? Și-a dat capul pe spate, a deschis gura larg și a râs cu hohote. În timp ce încă mai râdea, am deschis ușa, am ieșit și am închis-o, lăsând în urmă râsul aspru, bărbătesc. M-am întors pe coridor și am ciocănit la ușa întredeschisă a secretarei, apoi am deschis și am privit înăuntru. Își culcase capul pe brațele sprijinite pe masa de lucru. Suspina și-a ridicat capul și m-a privit cu ochii înlăclimați. Am închis ușa, m-am apropiat de ea și am pus un braț în jurul umerilor firavi. Curaj, am zis. A trebuit să-ți pară rău de ea. Se crede grozavă și încearcă să trăiască de parcă ar fi într-adevăr așa. Tânăra a sărit în picioare departe de brațul meu. Nu mă atingeți, a zis ea gâfâind. Vă rog, nu permit bărbaților să mă atingă. Și nu mai spuneți lucruri atât de îngrozitoare despre doamna Murdoch. Fața îi era roșie și udă de lacrimi. Fără ochelari, ochii erau foarte frumoși.
Mi-am pus în gură țigara, care aștepta de mult să fie aprinsă, și am aprins-o. Eu n-am vrut să fiu nepoliticoasă, s-a smiorcăit, dar mă umilește foarte tare, iar eu aș face orice pentru ea. S-a mai smiorcăit puțin, apoi a scos o batistă bărbătească din sertarul mesei de lucru. A scuturat-o și și-a șters ochii cu ea. Pe colțul care atârna în jos, am văzut inițialele LM brodate cu mov. M-am zgâit la batistă și am suflat fumul de țigară spre colțul camerei, departe de părul ei. Doriți ceva? M-a întrebat. Vreau numărul mașinii doamnei Murdoch Leslie. 2X111. Un Mercury Gris, decapotabil, model 1940. Bătrâna mi-a spus că mașina e nedecapotabilă. Aceea e mașina domnului Leslie. Sunt de aceeași marcă, același model și aceeași culoare. Linda nu și-a luat mașina. Oh, ce știi despre domnișoară Lois Magic? Am văzut-o doar odată. Locuise cu Linda în același apartament. A venit aici, cu un domn. Un domn Vanier. Ăla cine mai e? A privit în jos la masa de lucru. Eu? Ea a venit cu el. Nu-l cunosc. Perfect. Spune-mi, cum arată domnișoara Lois Magic? Blondă înaltă, frumoasă, foarte, foarte atrăgătoare. Vrei să spui provocatoare? Păi, s-a îmbujorat ea mânioasă. Este într-un mod decent, dacă înțelegești ce vreau să spun. Înțeleg ce vrei să spui, am zis, dar n-ajung nicăieri cu asta. Vă cred, a răspuns ea cu glas tăios. Știi unde locuiește domnișoara Magic? A clătinat din cap. Am păturit cu multă grijă batista cea mare și a pus-o în sertarul mesei de lucru, acela în care se găsea și pistolul. Mai poți șterpeli una când se murdărește asta, am zis. S-a lăsat pe spate în scaun și a pus mâinile mici și curate pe masa de lucru și m-a privit calmă. Eu nu aș fi atât de dur dacă aș fi în locul dumitale, domnule Marlowe. În niciun caz, cu mine. Nu? Nu. Și nu mai pot răspunde la nicio întrebare fără instrucțiuni precise. Am aici un post de încredere. Nu sunt dur, sunt doar îndrăzneț. A luat un creion și a făcut un semn pe un carnețel. Mi-a zâmbit ușor, din nou calmă. Poate că mie nu-mi plac bărbații îndrăzneți. Dacă am întâlnit vreodată în viața mea vreo trăznită, tu ești aceea. La revedere! Am ieșit din biroul ei, am închis ușa hotărât și m-am întors prin holurile goale spre salonul mare, tăcut și lugubru, apoi am ieșit afară, pe ușa din față. Soarele dansa pe pajiștea caldă. Mi-am pus ochelarii de soare și m-am dus să-l mângâi pe micuțul negru. Frate, dragă, e mai rău decât mă așteptam, i-am spus. Simțeam dalele de piatră fierbinți prin tălpile pantofilor. Am urcat în mașină, am pornit-o și m-am îndepărtat de marginea trotuarului. O mașină mică, nedecapotabilă, de culoarea nisipului, s-a îndepărtat de bordură în spatele meu. Habar n-aveam cine poate fi. Bărbatul care o conducea purta un fel de pălărie de pai, de culoare închisă, cu calotă plată și boruri întoarse, cu panglică viu colorată. Avea ochelari de soare, ca și mine. M-am îndreptat spre oraș. După vreo 12 kvartale, la o intersecție, am văzut că mașina de culoarea nisipului era încă în spatele meu. Am ridicat din umeri, neîndumerit, și, din simplu amuzament, am înconjurat câteva kvartale. Se ținea după mine. Am virat într-o stradă plantată cu arbori de piperi imenși, am întors rapid și am oprit lângă trotuar. Capul blond, de sub pălăria de pai, de culoarea ciocolatei cu panglică viu colorată, nici nu s-a uitat la mine și a trecut mai departe. Eu m-am întors la Arroyo Seco și apoi la Hollywood. Am uitat atent de mai multe ori, dar n-am mai zărit mașina. Capitolul 3. Aveam un birou în Cahuenga Building, la etajul 6, compus din două cămăruțe. Una o lăsam deschisă pentru un client răbdător, dacă se ivea vreunul. La ușă se găsea o sonerie pe care puteam să o conectez sau să o întrerup din cabinetul meu. Am privit în camera de primire. Nimic în afară de mirosul de praf. Am deschis o fereastră, am descuiat ușa dintre camere și am intrat în cealaltă cameră. Trei scaune solide și un scaun turnant. Masa de lucru acoperită cu cristal. Cinci clasoare verzi, dintre care trei goale. Un calendar, iar pe perete un brevet înrămat. Un telefon, un lighean într-un bufet murdar și un cuier pentru pălării. Un covor, ca să fie ceva pe dușul meu, și două ferestre deschise cu perdele de tul care fluturau înălierea vântului, făcând cute ca buzele unui bătrân știrb când doarme. Aceleași lucruri de anul trecut și de acum 2 ani. Nici frumoase, nici strălucitoare, dar mai bune decât un cort pe plajă. Mi-am agățat pălăria și pardesiul în cuier și mi-am spălat fața și mâinile cu apă rece. După aceea, m-a prins o țigară și am pus cartea de telefon pe birou. Elisha Morningstar
Era trecut la 824, Belfont Building, West 9th Street, 422. Mi-am notat adresa și numărul de telefon și eram cu mâna pe telefon, când mi-am amintit că nu conectasem soneria din camera cealaltă. M-am întins peste birou și când am cuplat, suna. Cineva tocmai deschisese ușa de la camera de primire. Am întors blocnotesul cu fața în jos pe birou și m-am dus să văd cine venise. Era un tip înalt, zvelt, plin de sine, într-un costum subțire de stofă ca ardezia albăstruie. Avea pantofi negru cu alb, cămașă de culoarea fildeșului. Cravata și batista din buzunarul de la piept erau de culoarea florii de palisandru. În mâini avea mănuși negru cu alb din piele de porc și ținea un port țigaret negru, strâmbând din nas la revistele vechi de pe masă, la scaunele demodate, la dușumeaua învechită și la aspectul modest al camerei. Când am deschis ușa dintre camere, s-a întors și s-a uitat la mine cu niște ochi spălăciți și cam visători, așezați foarte aproape de un nas subțire. Pielea îi era înroșită de soare, părul roșcat era periat spre spate, pe o țeastă îngustă, iar linia subțire a mustății era mult mai roșie decât părul. M-a examinat pendelete și fără multă plăcere. A suflat fumul cu delicatețe și a vorbit prin el cu un zâmbet ușor. Ești Marlowe? Am dat din cap afirmativ. Sunt cam dezamăgit, a zis. Mă așteptam să găsesc un ins cu unghiile murdare. Vino înăuntru, am zis. Cine ai decât să fii spiritual, stând jos. I-am ținut ușa să intre. Când a trecut pe lângă mine, a scuturat scrumul de la țigară pe dușumea cu unghia de la degetul mijlociu al mâinii libere. S-a așezat în fața biroului și a scos mânușa din mâna dreaptă, le-a strâns pe amândouă la oaltă și le-a pus pe birou. A scos chiștocul din portigaretul negru, foarte lung, și a apăsat pe el cu un chibrit până n-a mai ieșit fum. A pus o altă țigară și a aprins-o cu un chibrit mare de culoarea mahonului. S-a lăsat pe spătar cu un zâmbet de aristocrat plictisit. Gata? Am întrebat. Pulsul și respirația normale? N-ați vrea un prosop rece pe cap? N-a strâmbat din buze, pentru că o făcuse când intrase. Detectiv particular. N-am cunoscut niciunul. O afacere rentabilă, se pare. Te uiți prin gaura cheii să stârnești scandal și tot felul de lucruri de-al de-astea. Cu treburi sau în vizită? Zâmbetul era la fel de vlăguit ca o femeie grasă la un bal al pompierilor. Mă numesc Murdoch. Probabil că asta spune ceva. Ai apărut repede, am zis. Și am început să-mi umplu pipa. M-a urmărit cum îmi umpleam pipa. Înțeleg, a zis, că mama te-a angajat pentru o anumită problemă. Ți-a dat un cec. Am terminat de umplut pipa, am aprins-o și am început să pufăi. M-am lăsat pe spate ca să suflu fumul peste umărul meu, drept spre fereastra deschisă. N-am scos o vorbă. El s-a plecat puțin înainte și a zis pe un ton serios. Presupun că a fi evaziv e caracteristic meseriei dumitale, dar nu mă mulțumesc cu presupuneri. Am aflat de la un viermișor, un simplu vierme de grădină, adesea călcat în picioare, dar care mai supraviețuiește, ca mine însumi. Întâmplător, eram în spatele dumitale, nu prea departe. Asta clarifică lucrurile? Da, am răspuns, presupunând că ar avea vreo importanță pentru mine. Ești angajat să-mi găsești nevasta, bănuiesc. Am formăit pe nas și am rânjit pe deasupra pipei. Marlowe, a zis el pe un ton mai serios, o să încerc să te simpatizez, dar mă îndoiesc că o să te înghit. Uite că țip, am răspuns, de furie și de durere. Să știi că nu te cred atât de grozav pe cât vrei să pari. E dureros pentru mine să o aud de la dumneata. S-a lăsat din nou pe spate și m-a privit cu niște ochi spălăciți. S-a voit în scaun, încercând să stea comod. Mulți oameni încercaseră să stea comod în scaunul acela. Și eu ar trebui să încerc uneori. Poate că asta îmi aduce ghinion în afaceri. De ce vrea mama să o găsești pe Linda? A întrebat el încet. Nu-i putea suporta vitalitatea. Vreau să spun că mama o ura din cauza vitalității ei. Față de mama, Linda se purta cât se poate de frumos. Ce crezi despre ea? Despre mama dumitale? Bineînțeles, pe Linda n-ai cunoscut-o, nu-i așa? Slujba a domnișoarei Davis atârnă de un fir de păr. Vorbește când nu trebuie. A scuturat din cap cu hotărâre. Mama nu o să afle. Oricum, nu se poate lipsi de Merle. Are nevoie de cineva pe care să-l terorizeze. Poate să țipe la ea, să o pălmuiască chiar, dar nu se poate dispensa de ea. Ce crezi despre ea? O șmecheră de modă veche. S-a încruntat. Mă refer la mama. Mel nu-i decât un copil, știu bine. Puterea dumitale de observație mă uimește. Surprins, aproape uitase să scuture scrumul de la țigare. Nu complet. Era oricum atent să nu-l scape în scrumieră. Mă refeream la mama, a zis el stăruitor. Un excelent veteran.
O inimă de aur, dar aurul îngropat bine și adânc. Da, de ce vrea să o găsească pe Linda? Asta nu pot înțelege. Și cheltuiește și bani pe deasupra. Mamei nu-i place să cheltuiască. Ea crede că banii fac parte din ființa ei. De ce vrea să o găsească pe Linda? Habar n-am. Cine a zis că o caută? Asta e bună. Nata i-a lăsat să se înțeleagă. Și Merl. Pe naiba, Merl e doar romantică. O invenție de-a ei. Îți suflă nasul într-o batistă bărbătească. Probabil una de-a dumitale. S-a înroșit la față. Astea-s prostii. Ascultă, Marlow. Te rog, fii rezonabil și dă-mi o idee despre ce se petrece. N-am mulți bani, mă tem. Doar 200 ar fi. Ar trebui să-ți trag una. În afară de asta, nici n-ar trebui să vorbesc cu dumneata. Ăsta e ordinul. De ce? Pentru numele Dumnezeu. Nu mă întreba lucruri de care n-am habar. Nu pot să-ți răspund. Și nu mă întreba lucruri pe care le știu, pentru că nu-ți voi răspunde. Unde ai trăit până acum? Crezi oare că un om cu meseria mea, căruia îi se încredințează un caz, umblă de colo până acolo răspunzându-i oricărui curios la întrebări? Se pare că atmosfera e prea încărcată, a zis el cu răutate, dacă un om cu meseria dumitale refuză câteva sute de dolari. Nu mă mai interesa. Am luat chibritul de mahon din scrumieră și m-am uitat la el. Avea margini subțiri, galbene, și avea tipărit în alb Rosemount H. Richards, 3, restul arsese. Am îndoit chibritul, am strâns jumătățile la oaltă și l-am aruncat în coșul de hârtii. Îmi iubesc soția, a zis el deodată, arătându-mi dinții albi și puternici. Un sentiment răsuflat, da, ăsta e adevărul. Zarafi o mai duc încă foarte bine. A început să vorbească printre dinți. Ea nu mă iubește. Nu cunosc vreun motiv deosebit pentru care m-ar iubi. Între noi atmosfera a fost încordată. Era obișnuită cu o viață trepidantă, iar la noi era o viață aproximativ monotonă. Nu ne-am certat. Linda e o femeie echilibrată. Adevărul e că, după ce s-a măritat cu mine, nu prea s-a distrat. Ești prea modest. Ochii i-au scânteiat, dar și-a ținut firea destul de bine. N-ai dreptate, Marlo. Nici măcar nu ești original. Ascultă, ai aerul unui tip cum se cade. Eu știu că maica mea nu dă 250 de dolari doar ca să se distreze. Poate nu e vorba de Linda, poate e altceva. Poate s-a oprit și apoi, urmărindu-mi ochii, a zis foarte încet. Poate e vorba de Morning. Poate, am zis eu bine dispus. Și-a ridicat mânușile și a izbit cu ele în birou, apoi le-a pus pe loc. Am încurcat-o rău de tot, dar nu credeam că ea știe. Poate a telefonat Morning. Mi-a promis că nu o să-i spună. Până aici a mers ușor. Cât îi datorezi? De aici lucrurile au mers greu. Din nou a devenit suspicios. Dacă Morning dădea telefon, i-ar fi spus ei. Iar ea ți-ar fi spus dumitale, a zis cu voce stinsă. Poate nu e Morning, am zis eu simțind nevoia să beau. Poate negustorul de gheață a lăsat bucătărea sa însărcinată. Dar dacă e Morning, cât îi datorezi? 12.000, a răspuns, privind în jos și înroșindu-se. Amenințări? A dat din cap afirmativ. Spune-i să plimbe ursul. Ce fel de individ e? Al dracului? Și-a ridicat din nou privirea. Pe față îi se putea citi curajul. Cred că da. Cred că toți sunt așa. Pe vremuri, interpreta roluri negative în filme. Chipeș într-un mod ostentativ. Un tip interesant. Da, să nu-ți închipui cine știe ce. Linda a lucrat acolo. La fel cu ospătarii și orchestra. Dacă o cauți, o să-ți fie foarte greu să o găsești. I-am zâmbit politicos. De ce mi-ar fi greu? Sper că nu-i îngropată în curtea din spate. S-a ridicat cu o licărire de mânie în ochii spălăciți, în picioare. A plecat puțin peste birou și a mișcat repede mâna dreaptă în sus, cu un gest destul de elegant, și a scos un mic automat cam de calibrul 25 cu mânări din lemn de nuc. Parcă era fratele celui pe care îl văzusem în sertarul biroului lui Merl. Țeava îndreptată spre mine părea destul de amenințătoare. Nu m-am clintit. Dacă cineva încearcă să se lege de Linda, va trebui să se lege de mine mai întâi, a zis iritat. Nici chiar așa. Mai bine ți-ai face rost de arme ca lumea, dacă ai de gând să faci o treabă serioasă. Și-a băgat micuțul automat în buzunarul interior. Mi-a aruncat o privire necruțătoare și a luat mânușile și a pornit spre ușă. Îmi pierd vremea vorbind cu dumneata, nu faci decât glume. Stai puțin, am zis, ridicându-mă și ocolind biroul. Ar fi bine să nu-i pomenești mamei dumitale despre această întrevedere. Fie chiar și numai de dragul lui Merl. A dat din cap afirmativ. Pentru câte informații am obținut, se pare că nici nu merită să pomenești ceva.
Chiar e adevărat că îi datorez lui Morney 12.000 de dolari? A privit de jos în sus și din nou în jos. Cine poate să împrumute 12.000 de dolari de la Alex Morney e un tip mult mai isteț decât mine. Eram foarte aproape de el. De fapt, nici măcar nu cred că ești îngrijorat din cauza nevestei. Cred că știi unde se află. Ea n-a fugit de dumneata, a fugit de mama dumitale. Și-a ridicat ochii și și-a pus o mânușă. N-a zis nimic. Probabil că o să-și găsească o slujbă și că o să câștige destul ca să te întrețină. A privit din nou dușumeaua, s-a întors puțin spre dreapta și pumnul înmănușat a descris un arc în sus. Mi-am ferit maxilarul și am prins încheietura mâinii. Apoi i-am împins-o ușor spre el, lăsându-mă cu toată greutatea. Și-a tras un picior înapoi ca să se proptească și a început să respire greu. Avea o încheietură subțire. I-am cuprins-o între degete. Am rămas așa, privindu-ne în ochi. Respira ca un om beat, cu gura deschisă și buzele dezgolindu-i dinții. În obraj i-a apărură pete mici, rotunde de un roșu aprins. Și-a smucit mâna să scape, dar îl țineam atât de strâns că a trebuit să se mai dea un pas înapoi ca să-și adune puterile. Fețele ne erau foarte apropiate. Cum de nu ți-a lăsat bătrânul niște bani?" am întrebat eu bajocoritor. Sau i-ai păpat pe toți?" Vorbea printre dinți, încercând să scape de încleștare. Dacă te interesează ca să-ți faci împuțita de meserie și dacă te referi la Jasper Murdoch, află că nu era tatăl meu. Nu ținea la mine și nu mi-a lăsat un cent. Tatăl meu era unul numit Horace Bright, care a dat faliment și a sărit pe fereastra biroului. Te lași ușor, Mulz, dar dai lapte slab. Iartă-mă că am zis că te întreține soția. Voiam doar să te necăjesc. I-am eliberat încheietura mâinii și m-am tras înapoi. Respira încă foarte greu. Ochii mă fixau furioși, dar vocea și-o păstra calmă. Ei bine, ai câștigat. Dacă ești satisfăcut, plec. Ți-am făcut un serviciu. Unul care poartă pistol n-ar trebui să insulte atât de ușor. Mai bine aruncă-l. Asta-i treaba mea. Îmi pare rău că am vrut să te lovesc. Poate că nu te-ar fi durut prea tare dacă te nimeream. Nu face nimic. A deschis ușa și a plecat. Pașii i s-au pierdut pe coridor. Un alt trăznit. Mi-am ciocănit ușor dinții cu un deget în ritmul pașilor lui, atâta timp cât i-am auzit. M-am întors apoi la masa de lucru, am consultat blocnotesul și am ridicat telefonul. Capitolul 4. După ce telefonul a sunat de 3 ori, la celălalt capăt al firului a răspuns o voce delicată și copilăroasă de fată, filtrată printr-un cocoloș de gumă de mestecat. Bună dimineața! Biroul domnului Morningstar. Bătrânul domn la birou? Cine întreabă, vă rog? Marlowe. Vă cunoaște, domnule Marlowe? Întreabă-l dacă vrea să cumpere o veche monedă americană de aur. Un moment, vă rog. Momentul a durat cât e nevoie să se aducă la cunoștința unui nis bătrân că cineva vrea să-i vorbească la telefon. S-a auzit apoi un țăcănit și vocea unui bărbat. O voce uscată, s-ar putea zice chiar seacă. Aici e domnul Morningstar. Mi s-a spus că a telefonat domnului Murdoch din Pasadena, domnule Morningstar. În legătură cu o anumită monedă, a repetat el. Într-adevăr. Și ce-i cu asta? După câte știu, dorea să cumpărați acea monedă din colecția Murdoch. Într-adevăr. Și cine sunteți, domnule? Philip Marlowe, detectiv particular. Lucrez pentru domnul Murdoch. Într-adevăr, a zis el pentru a treia oară. Și-a adres vocea cu grijă și a urmat. Și despre ce doriți să vorbiți cu mine, domnule Marlowe? Despre această monedă. Dar am fost informat că nu e de vânzare. Totuși, vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre ea, personal. Vreți să spuneți că s-a răzgândit în ceea ce privește vânzarea? Nu. Atunci nu înțeleg ce doriți, domnule Marlowe. Despre ce să vorbim? Părea viclean acum. Am mers la sigur, arborând un aer plictisit. Chestiunea e, domnule Morningstar, că atunci când ați telefonat, știați că moneda nu e de vânzare. Interesant, a zis el încet. De unde? E domeniul dumneavoastră și nu se poate să nu știți. E un fapt cunoscut public că colecția Murdoch nu poate fi vândută cât timp trăiește doamna Murdoch. Aha, a zis el. Aha. S-a făcut liniște. La ora 3, a zis el apoi, nu brusc, dar repede. Voi fi bucuros să vă văd aici, în biroul meu. Probabil știți unde este. Vă convine? Voi fi acolo, am răspuns. Am închis, mi-am aprins pipa și am rămas așa privind la perete. Aveam chipul încordat din cauza gândurilor sau din cine știe ce alt motiv. Am scos fotografia Lindei Murdoch din buzunar și m-am uitat la ea. După o vreme, am ajuns la concluzia că
La urma urmei avea o față destul de banală și am încuiat fotografia în birou. Am luat al doilea chibrit al lui Murdoch din scrumieră și l-am examinat. Pe acesta scria Top Row WD Right 36. I-am dat drumul la loc în scrumieră, întrebându-mă dacă ar putea fi un indiciu. Poate că era. Am scos cecul doamnei Murdoch din portofel, l-am completat pe verso, am emis un ordin de virament în contul meu și un cec pentru bani numerar. Mi-am scos carnetul de bancă din birou și am prins totul cu un elastic, apoi l-am băgat în buzunar. Lois Magic nu era trecută în cartea de telefon. Am pus pe birou suplimentul cu telefoane speciale și am făcut o listă de vreo 6 agenții teatrale scrise cu litere mari și am telefonat. Mi-au răspuns voci cristaline și vesele, care voiau să-mi pună o mulțime de întrebări. Dar fie că nu știau, fie n-aveau chef să-mi spună nimic cu privire la domnișoara Lois Magic, care se părea a fi animatoare. Am aruncat lista în coșul de hârtii și am telefonat lui Kenny Haist, reporter pentru crime la Chronicle. Ce știi despre Alex Morney? L-am întrebat după ce amândoi am terminat de spus glume. Conduce un bar de noapte luxos și un tripou în Idle Valley, cam la vreo 2 mile de drumul principal, înapoi spre coline. Vremuri juca în filme. Un actor jalnic. Se pare că se bucură de multă protecție. N-am auzit să fi împușcat pe cineva în piața publică ziua în amiaza mare. Sau la orice altă oră. Dar n-aș paria că n-a făcut-o. Periculos? Cred că poate deveni la nevoie. Cine a văzut filme știe de ce sunt în stare patronii localurilor de noapte. Are drept gardă personală un timp năstrușnic. Îl cheamă Eddie Prue, înalt de aproape 2 metri și firav ca un alibi cinstit. Nu vede cu un ochi de pe urma unei răni căpătate în război. Morni e periculos pentru femei? Nu fi demodat, bătrâne. Femeile nu numesc asta pericol. Cunoști o fată cu numele de Lois Magic? Se zice că e animatoare. O blondă înaltă, extravagantă. Nu, dar mi-ar plăcea să o cunosc, după cum zici că arată. Nu face pe șmecherul. Cunoști pe cineva cu numele de Venie? Niciunul din oamenii ăștia nu se găsește în carte de telefon. Nu. Dar l-aș putea întreba pe Jesse Arbogast, dacă vrei să sun mai târziu. Îi cunoaște pe toți aristocrații barurilor de noapte. Și pe excroci. Mulțumesc, Kenny. O să te sun. Peste o jumătate de oră? Mi-a răspuns afirmativ și am închis amândoi. Am încuiat biroul și am plecat. La capătul coridorului, în colțul zidului, un bărbat blond, tinerel, într-un costum maro și cu o pălărie de pai de culoarea ciocolatei, cu panglică viu colorată, maro cu alb, citea ziarul de seară cu spatele la perete. Când am trecut pe lângă el, a căscat, și-a vârât ziarul sub braț și și-a îndreptat spinarea. A intrat în lift cu mine. De-abia ținea ochii deschiși de obosit ce era. Am ieșit în stradă și am mers cale de un quartal până la bancă să-mi încredințez cecul spre păstrare și să scot ceva de cheltuială. De acolo am mers la Tiger Tail Lounge. M-am așezat într-un separeu gol, am băut martini și am mâncat un sandwich. Bărbatul în costum maro s-a postat la capătul tășghelii și a băut Coca-Cola. Părea plictisit și făcea grămăjoare din monedele de un penny, mângâindu-le cu grijă muchile. Purta și acum ochelari de soare. Asta îl făcea invizibil. Am tras de sandwich cât am putut și apoi am intrat în cabina telefonică de la capătul tășghelei. Bărbatul în costum maro și-a întors repede capul și apoi a încercat să-și mascheze gestul, ridicând paharul. Am făcut din nou numărul de la Chronicle. Perfect, a zis Kenny Haist. Gertie Arbogast zice că Morney s-a căsătorit nu de mult cu blonda ta extravagantă, Lois Magic. Nu-l cunoaște pe Venie. Zice că Morney a cumpărat o casă dincolo de Bel Air, o vilă albă pe Steelwood Crescent Drive, cale de vreo 5 quartale, la nord de Sunset. Gertie zice că Morney a luat-o de la un bogătaș falit, pe nume Arthur Blake Popham, acuzat de evaziune fiscală. Inițialele lui Popham mai sunt încă pe porți. Și probabil pe hârtie igienică, zice Gertie. Ăsta e soiul. Cam asta e tot ce știu. Nimeni n-ar putea cere mai mult. Mii de mulțumiri, Kenny. Am agăsat receptorul în furcă și am ieșit din cabină. M-am întâlnit cu ochelarii întunecați de deasupra costumului maro și de sub pălăria de pai de culoarea ciocolatei. I-am urmărit cum schimbă repede direcția. M-am întors și am intrat în bucătărie printr-o ușă turnantă, iar de acolo am dat într-o alee. Am mers pe alee un sfert de quartal până în spatele parcării, unde îmi lăsasem mașina. Nici o mașină de culoarea nisipului n-a reușit să mă ajungă pe când mă îndreptam spre Bel Air. Capitolul 5. Steelwood Crescent Drive șercuia domol spre nord din bulevardul Sunset, până dincolo de terenul de golf al clubului Bel Air.
De o parte și de alta șoselei se întindeau proprietăți împrejmuite cu ziduri și garduri de fier forjat. Unele aveau ziduri înalte, altele joase, altele erau cam demodate, cu garduri vii, destul de mari. Strada nu avea trotuar. Nimeni nu umbla pe jos în cartierul acela, nici măcar poștașul. După amiaza era călduroasă, dar nu ca la Pasadena. Soare și miros adormitor de flori peste tot. Dincolo de gardurile vii și de ziduri, se auzea susurul ușor al aspersoarelor pe pajiști și clinchetul limpede al mașinilor de tuns gazonul, mișcându-se delicat pe pajiștile liniștite și familiare. Am condus încet în susul dealului, căutând monograme pe porți. Numele era Arthur Blake Popham. Inițialele ar fi fost ABP. Le-am găsit aproape în vârful dealului, suflate în aur, pe o placă neagră. Porțile se deschideau înăuntru, pe un drum de acces în asfalt negru. Era o casă albă, strălucitoare, care, deși părea nou-nouță, avea în jurul ei o vegetație bogată. Destul de modestă pentru acest cartier, nu mai mult de 14 camere și probabil un singur bazin de not. Gardul scund de cărămidă și beton. Printre rosturile cărămizilor se vedea betonul scurs peste care se dăduse cu var. Deasupra gardului se întindea o balustradă joasă de fier vopsit în negru. Numele A.P. Morney era imprimat cu șablonul pe cutia poștală mare, argintie, la intrarea de serviciu. Mi-am parcat mașina pe stradă și am mers pe drumul de acces până la o ușă laterală de un alb strălucitor, cu pete de umbră aruncate de acoperișul de sticlă colorat de deasupra. Am bătut în poartă cu ciocanul mare de alamă. În spatele casei, un șofer spăla un cadiac. Ușa s-a deschis și un filipinez cu privirea dură, îmbrăcat într-o haină albă, s-a strâmbat la mine. I-am dat o carte de vizită. Doamna Morney, am zis. A închis ușa. Ca de obicei, în asemenea împrejurări, am avut ceva de așteptat. Susurul apei pe cadilac era liniștitor. Șoferul era un bondoc în pantalon bufanți și jambiere, cu o cămașă patată de grăsime. Părea un jocheu dezvoltat peste măsură. Și, în timp ce lucra la mașină, scosea un sâsâit asemeni zgomotului făcut de un grăjdar când ți-a sălă un cal. Un colibri cu gâtul roșu a intrat într-un boschet stagojiu de lângă ușă, a scuturat ușor florile lungi tubulare și a zburat atât de brusc și de repede că pur și simplu a dispărut în aer. Ușa s-a deschis și filipinezul mi-a împins cartea de vizită. N-am luat-o. Ce doriți? Avea o voce spartă, ai doma zgomotului făcut de cineva când umblă în vârful picioarelor pe coș de ouă. Vreau să o văd pe doamna Morney. Nu e acasă. Când ți-am dat cartea de vizită, nu știai? Și-a desfăcut degetele și a lăsat cartea de vizită să cadă fluturând la pământ, arătându-mi o lucrătură dentară ieftină. Știu când îmi spune dânsa. Mi-a închis ușa în nas fără delicatețe. Am ridicat cartea de vizită și m-am dus pe lângă casă spre șoferul care stropea cadilacul și o ștergea apoi cu un burete mare. Avea ochii înroșiți și pe frunte o șuviță de păr de culoarea porumbului. O țigară stinsă i-a târna în colțul gurii. M-a privit chioruș ca omul care își vede cu greu numai de treburile lui. Unde-i șeful? Țigara îi se legăna în gură. Apa continua să șiruiască ușor pe mașină. Întreabă în casă, nene. Am întrebat. Mi-a închis ușa în nas. Mi se moaie inima, nene. Ce știi de doamna Morney? Același răspuns, nene. Eu doar lucrez aici. Vin și ceva? I-am întins cartea de vizită ca să o poată citi. De data asta era cartea de vizită unui om de afaceri. A pus buretele pe scara mașinii și furtunul pe ciment. A ocolit apa ca să șteargă mâinile cu un prosop care atârna lângă ușile garajului și a scos un chibrit din pantalon, l-a aprins, apoi și-a dat capul pe spate ca să-și aprindă chiștocul stins din gură. Ochișorii lui vicleni se mișcau încoace și încolo. S-a dus în spatele mașinii, făcându-mi un semn cu capul. M-am dus lângă el. Cum o mai duce micul cont de cheltuieli? A întrebat cu o voce delicată și grijulie. Gras de atâta inactivitate. Pentru $5 aș putea începe să gândesc. N-aș vrea să fac eforturi prea mari. Pentru 10 aș putea cânta cât pentru 4 canari și o chitară de oțel. Nu-mi place vorba multă. Și-a plecat capul într-o parte și a zis, vorbește pe șleau, omule. Nu vreau să-ți pierd slujba, fiule. Tot ce vreau să știu e dacă doamna Morney e acasă. Face asta mai mult de $1? Nu-mi duce grija, nene. Stau bine. Cu Morney sau cu altcineva? În contul aceluiași dolar? 2. M-a privit atent. Nu lucrez pentru el, nu-i așa? Ba da, ești un mincinos. Fără îndoială.
Dăm cei 2 dolari, a clămpănit el. I-am dat 2 dolari. E în curtea interioară cu un prieten. Un prieten simpatic. Are un prieten care nu face nimic și un soț care muncește. S-a aranjat tipa, pricepi? Și s-a uitat chiorâși. O să nimerești într-o bună zi într-un șans de irigație. Eu nu, nene, sunt înțelept. Știu cum să-i duc. Toată viața m-am distrat cu dalde de ăștia. A frecat cele 2 bancnote între palme, a suflat peste ele, le-a împăturit de-a lungul și de-a latul și le-a băgat în buzunarul de ceas al pantalonilor. Asta a fost doar supa. Și acum, pentru încă 5, un cocker spaniol destul de mare și blond s-a apropiat în goană de Cadillac. A derapat puțin pe betonul ud, apoi a decolat cu îndemânare. M-a izbit în stomac și coapse cu toate cele 4 labe. Mi-a lins fața, s-a lăsat din nou în jos, a alergat în jurul picioarelor mele și s-a așezat între ele. După aceea, și-a scos limba de un cot și a început să gâfâie. Am pășit peste el și m-am sprijinit de marginea mașinii. Aici, Heathcliff! Aici, Heathcliff! S-a auzit pași pe alee. Ăsta e Heathcliff, a zis șoferul acru. Heathcliff? Pe naiba, așa-l cheamă pe câine. La răscruce de vânturi? Acum iar vorbești în doi peri, a spus el pe un ton bajocoritor. Fii atent, avem oaspeți. A luat buretele și furtunul și s-a apucat din nou să spele mașina. Eu m-am îndepărtat. Câinele s-a mișcat imediat între picioarele mele, cât paci să mă răstoarne. Aici, Heathcliff, a strigat din nou mai tare vocea bărbătească. Pe sub o boltă zăbrelită, acoperită cu trandafir cățărători, a apărut un bărbat. Înalt, brunet, cu pielea măslinie, ochi negri, scânteietori, dinți albi, strălucitori. Favoriți. Mustață neagră, subțire. Favoriți prea lungi, mult prea lungi. Cămașă albă, cu inițialele brodate pe buzunar, pantaloni albi, pantofi albi. Un ceas de mână se arcuia pe încheietura subțire, prins cu lanț de aur. Un fular galben, în jurul unui gât zvelt, bronzat. A văzut câinele șezând între picioarele mele și asta i-a displăcut. Și-a pocnit degetele lungi și s-a răstit cu o voce limpede și aspră. Aici, Heathcliff! Vino aici, imediat! Câinele a răsuflat tare, dar nu s-a mișcat, decât ca să se sprijine de piciorul meu drept. Cine ești? A întrebat bărbatul, privindu-mă fix. I-am întins cartea de vizită, a luat-o cu degetele lui măslinii. Câinele a ieșit ușor dintre picioarele mele, s-a furișat prin fața mașinii și s-a topit în depărtare. Marlow, a zis bărbatul. Marlow, eh? Ce e asta? Detectiv? Ce vrei? Vreau să văd pe doamna Morning. M-a privit de sus până jos, ochii negri, scânteietori, măsurându-mă alene, urmăriți de franjurile mătăsoase ale genelor lungi. Nu ți s-a spus că nu e acasă? Ba da, dar n-am crezut. Sunteți domnul Morney? Nu. Dânsul e domnul Vanier, a zis șoferul în spatele meu, cu vocea tărăgănată, exagerat de politicoasă, a insolenței premeditate. Domnul Vanier e un prieten al familiei. Vine aici foarte des. Vanier a privit pe lângă umărul meu cu ochi furioși. Șoferul a ocolit mașina și a scuipat mucul de țigară din gură cu un ușor dispreț. I-am spus polițistului că stăpânul nu e aici, domnule Vanier. Înțeleg. I-am spus că doamna Morni și dumneavoastră sunteți aici. Am greșit? Puteai să-ți vezi de treaba ta, a zis Vanier. Mă întreb și eu de ce naiba nu m-am gândit la asta. Șterge de aici înainte să-ți frâng gâtul ăla mic și murdar. Șoferul l-a privit în liniște, apoi s-a întors, a intrat în garajul întunecos și a început să fluiere. Vanie și-a mutat ochii arzători, furioși, spre mine și a zis răstit. Ți s-a spus că doamna Morni nu e acasă, dar n-ai crezut. Așa-i? Cu alte cuvinte, informația căpătată nu te-a mulțumit. Dacă mai sta de vorbă, am zis eu, poate că aș fi mulțumit. Înțeleg. N-ai putea să-mi spui în ce chestiune dorești să discuți cu doamna Morni? Aș prefera să explic chiar doamnei Morni. Problema e că ea n-are chef să te vadă. Din spatele mașinii, șoferul a zis, fii atent la mâna dreaptă, nene, s-ar putea să aibă un cuțit. Pielea măslinii a lui Vanier a căpătat culoarea algelor marine uscate. S-a întors pe călcâie și a strigat la mine cu vocea sugrumată. Urmează-mă! A luat-o pe poteca de cărămidă, pe sub bolta de trandafiri. La capătul ei, după ce treceai printr-o poartă albă, se întindea o grădină împrejmuită cu zid. Straturi de flori, pline de plante viu colorate. Un teren de badminton, o parcelă frumoasă de gazon și un mic bazin căptușit cu ceramică, strălucind furios în soare.
Lângă bazin se găsea un spațiu amenajat cu o mobilă de grădină albastră și albă, măsuțe joase, cu tăblii din plăci colorate, scaune pliante, cu rezemător pentru picioare și perne enorme, iar deasupra o umbrelă albă, mare cât un cort. O blondă languroasă, cu membre lungi de balerină, stătea întinsă comod pe un scaun, cu picioarele ridicate pe rozămătoare capitonată. Alături avea un pahar înalt, aburit, lângă o frapiere de argint și o sticlă de whisky. Ne-a privit cu indolență cum veneam prin iarbă. De la 10 metri părea grozavă. De la 3 metri semăna cu ceva făcut să fie văzut de la 10 metri. Gura era prea mare, ochii prea albaștri, machiajul prea țipător. Linia subțire a sprâncenelor avea o arcuire și o învergură fantastice. Rimelul era atât de gros pe gene, încât părea o balustradă de fier în miniatură. Purta pantalon de doc alb și sandale albastru cu alb decupate la vârf. Unghiile erau lăcuite purpuriu. Avea o bluză de mătase albă și un colier de pietre verzi, care nu erau smaralde șlefuite. Părul îi era tot atât de artificial ca foaierul unui bar de noapte. Pe scaun, lângă ea, se găsea o pălărie de grădină de pai alb cu borurile de mărimea unei roți de rezervă și cu o curelușă albă de satin pentru bărbie. Pe borul pălăriei zăceau niște ochelari de soare verzi cu lentile mari cât niște gogoși. Vanier a pășit până lângă ea și a zis răstit: trebuie să-i dai pașaportul nenorocitului ăluia de șofer cu ochii roșii și cât mai repede. Altfel s-ar putea să-i frâng gâtul în orice clipă. Nu mă pot apropia de el fără să fiu insultat. Blonda a râs ușor și a fluturat o batistă fără să o folosească, apoi a zis: stai jos și potolește-te. Cine e amicul? Panie mi-a căutat cartea de vizită. Când și-a dat seama că o ținea în mână, i-a aruncat-o în poală. Femeia a ridicat-o alene și a plimbat privirea peste mine. Vanie mi-a căutat cartea de vizită. Când și-a dat seama că o ținea în mână, i-a aruncat-o în poală. Femeia a ridicat-o alene și a plimbat privirea peste ea, peste mine, a oftat, apoi și-a ciocănit ușor dinții cu unghiile degetelor. Nu-i de glumit cu el, nu-i așa? Ți-e cam greu să-l manevrezi, presupun. Vanie m-a privit cu răutate. Bine, spune ce ai de spus și termină. Vorbesc cu ea? Am întrebat. Sau vorbesc cu dumneata? Blonda a râs. O undă argintie de râs care mă păstra în întunăleța unei copilării inocente. O limbă mică s-a jucat hoțește pe buzele ei. Vanie s-a așezat jos și și-a aprins o țigară cu capătul aurit. Eu am rămas în picioare, uitându-mă la ei. Caut o prietenă de-a dumneavoastră, doamnă Morney. După câte știu, împărțea apartamentul cu dumneavoastră cu vreun an în urmă. Se numește Linda Conquest. Ochii lui Vanie s-au mișcat repede, în jos, în sus, în jos. Și-a întors capul și-a privit peste bazin. Câinele, cu numele Heathcliff, ședea jos, uitându-se la noi cu un ochi. Vanie și-a pocnit degetele. Aici, Heathcliff! Aici, Heathcliff! Vino aici, domnule! Taci odată, a zis blonda. Câinele nu te suportă. Lasă-ți vanitatea să se odihnească, pentru numele lui Dumnezeu. Nu vorbi cu mine în felul acesta, s-a răstit Vanie. Blonda a chicotit și a mângâiat fața cu ochii. Caut o fată cu numele Linda Conquest, doamnă Morning. Blonda m-a privit. Ei mi-ai spus. Tocmai la asta mă gândeam. Cred că n-am văzut-o de 6 luni. S-a măritat. N-ați văzut-o de 6 luni? Asta am și zis, băiețași. De ce vrei să știi? Fac doar o investigație personală. În legătură cu ce? Cu o chestiune intimă. Poftim, a zis ea veselă. Faci o investigație personală într-o chestiune intimă. Auzi, Lu? Și crede că poate să dea buzna peste niște necunoscuți care nu vor să-l vadă. Ce zici, Lu? Și asta pentru că face o investigație personală într-o chestiune intimă. Deci, nu știți unde este doamna Morning? N-am zis așa? A zis ridicând tonul. Nu. Spuneați că vi se pare că n-ați văzut-o de 6 luni. Nu-i chiar același lucru. Cine ți-a spus că am împărțit un apartament cu ea? Niciodată nu dezvălui sursele mele de informații, doamnă Morney. Drăguțule, după aerele pe care ți le dai, ai fi un bun regizor de balet. Eu să spun totul, iar dumneata să nu-mi spui nimic. Poziția mea este total diferită. Eu sunt un lucrător angajat care ascultă de anumite instrucțiuni. Doamna n-are niciun motiv să se ascundă, nu-i așa? Cine o caută? Rudele.
Lasă o baltă, ea n-are nicio rudă. Cred că o cunoașteți destul de bine dacă știți asta. Poate am cunoscut-o odată. Asta nu e o dovadă că o cunosc acum. Perfect. Răspunsul e că știți, dar nu vreți să spuneți. Răspunsul, a zis brusc Vanie, este că nu ești dorit aici și cu cât pleci mai repede, cu atât mai bine. Nu-mi luăm privirea de la doamna Morney. Mi-a făcut cu ochiul și a zis lui Vanie. Nu fi atât de ostil, dragule. Ai mult farmec, dar ești slab. Tu nu ești făcut pentru munci grele. Și spre mine. E adevărat, băiețaș? Nu mă gândisem la asta, doamnă Morney. Credeți că domnul Morney m-ar putea ajuta? Sau ar vrea? A scuturat din cap. De unde să știu? Ai putea încerca. Dacă nu e simpatic, are pe lângă el destui tipi care te pot da afară. Eu cred că mi-ați putea spune și dumneavoastră, dacă ați vrea. Și cum ai de gând să mă convingi? Ochii îi erau îmbietori. Cu atâția oameni în jur, cum aș putea? Asta e o idee, a zis ea și a sorbit din pahar, privindu-mă pe deasupra lui. Vanie s-a ridicat foarte încet. Fața era albă. Și-a vrut mâna sub cămașă și a zis încet, printre dinți. Pleacă de aici, gogomanule! Cât mai poți umbla? L-am privit surprins. Unde sunt manierele? L-am întrebat. Și să nu-mi spui că porți pistol în hainele de grădină. Blonda a râs, arătându-și un șirac de dinți puternici. Vanie și-a vrut mâna sub brațul stâng în cămașă și a strâns din buze. Ochii negri erau tăioși și inexpresivi în același timp, ca ochii unui șarpe. M-ai auzit, a zis aproape calm, și nu mă subestima. Te-aș putea găuri cât aș aprinde un chibrit și după aceea aranjez eu lucrurile. Am privit spre blondă. Ochii erau strălucitori, iar gura părea senzuală și dornică, urmărindu-ne. M-am întors și m-am îndepărtat, mergând prin iarbă. Cam pe la jumătatea drumului am privit în urmă. Vanie stătea în aceeași poziție cu mâna în interiorul cămășii. Ochii blondei erau încă larg deschiși, iar buzele întredeschise. Umbra pe care o urunca umbrela întuneca expresia care, de la acea distanță, putea fi și teamă și anticipare plăcută. Mi-am continuat drumul prin iarbă și, după ce am trecut de poarta cea albă, am intrat pe poteca de cărămidă pe sub bolta de trandafiri. Ajuns la capătul potecii, m-am întors să-i mai privesc o dată. Nu știam ce o să văd și nici dacă o să-mi pese. Vanie era efectiv întins peste blondă, sărutând-o. Am clătinat din cap și mi-am văzut de drum. Șoferul cu ochii roșii mai lucra la cadiac. Terminase de spălat și acum lustruia geamurile și nichelul cu o piele de căprioară. Cum a fost? M-a întrebat din colțul gurii. Rău. Au dat gata. A clătinat din cap și a continuat să scoată zgomotul șuierător pe care îl face un grăjdar când țeasă la un cal. Ar trebui să fii atent. Tipul e înarmat, am zis. Sau se preface că este. Șoferul a râs scurt. Sub costumul ăla? Nimic. Cine-i tipul ăsta, Vanie? Cu ce se ocupă? Șoferul și-a îndreptat spinarea, a pus pielea de căprioară pe tocul unei ferestre și și-a șters mâinile cu prosopul pe care l-avea la cingătoare. Cu femei, cred eu, a zis el. Oare nu-i cam periculos să se joace cu femeia asta? A zice că da, a continuat el. Unii tipi au păreri diferite despre pericol. Pe mine m-ar speria. Unde locuiește? Sherman Works. Ea se duce acolo, când va mergea cam des. Ai întâlnit vreodată întâmplător o fată pe numele Linda Conquest? Înaltă, brunetă, frumoasă, cânta într-o orchestră. Prea multe vrei pentru $2, nene. Aș putea urca la 5, a clătinat din cap. Nu o cunosc. În niciun caz pe numele ăsta. Aici vin tot felul de dame, cele mai multe destul de elegante. Nu le sunt prezentat, a zis el, zâmbind. Mi-am scos portofelul și i-am pus $3 în lăbuța umedă. Am adăugat și o carte de vizită de afaceri. Îmi plac oamenii mici și binefăcuți. Niciodată nu pare să teme de nimic. Vino într-o zi să mă vezi. S-ar putea, nene. Mulțumesc. Linda Conquest, o să fiu numai urechi. La revedere, am zis. Numele? Mi se spune Shifty, adică șmecherul. N-am știut niciodată de ce. La revedere, Shifty. La revedere. Pistol sub braț? În hainele alea? Imposibil. Nu știu. Și-a dus mâna la piept. Nu s-a angajat să lupt cu necunoscuți care poartă pistol. Pe dracu! Cămașa aia pe care o poartă n-are decât 2 nasturi la gât. Am observat eu. Îi trebuie o săptămână să scoată o mână din ea. Totuși, părea ușor îngrijorat. Cred că voia să joace tare, i-am dat eu dreptate.
Dacă auzi pomenindu-se de Linda Conquest, o să fiu bucuros să discut afaceri cu dumneata. S-a făcut, nene. M-am întors pe drumul de acces spre poartă. El a rămas acolo, scărpinându-și bărbia. Capitolul 6. Am condus în jurul cvartalului, căutând un loc de parcare ca să pot fugi o clipă până sus la birou, înainte de a merge în centrul orașului. Un Packard, condus de un șofer, s-a desprins de lângă bordură, din fața unui debit de țigări, cam la vreo 10 metri de la intrarea în blocul meu. Am strecurat în spațiul rămas liber, am coborât și am încuiat mașina. Doar atunci am observat că mașina în fața căreia parcasem era o mașină nedecapotabilă de culoarea nisipului, ce mi se părea cunoscută. Nu era neapărat nevoie să fie aceeași. Erau mii la fel. Nu era nimeni înăuntru. Și nu era nici nimeni lângă ea care să aibă pălărie de pai de culoarea ciocolatei cu pamblică maro cu galben. M-am apropiat și m-am uitat la volan. Niciun suport pentru permisul de conducere. Mi-am notat numărul de înmatriculare de pe plăcuță pe dosul unui plic pentru orice eventualitate și am intrat în clădire. Omul cu pălăria de pai nu era nici în hol, nici sus pe coridor. Am intrat în birou și m-am uitat pe dușul meu după corespondență. N-am găsit nimic. Am băut ceva tare și am plecat. Nu aveam timp de pierdut dacă voiam să ajung în oraș înainte de ora 3. Mașina nedecapotabilă de culoarea nisipului mai era încă parcată și tot goală. Am intrat într-a mea, am pornit-o și m-am înscris în circulație. Eram mai jos de Sunset, pe Vine, înainte de a mă ajunge. Am ținut-o înainte, zâmbind și întrebându-mă unde se ascunsese. Probabil în mașina parcată dincolo de-a lui. La asta nu mă gândisem. Am condus către sud, spre Third, și apoi tot către centru pe Third. Mașina de culoarea nisipului se ținea tot timpul în spatele meu, cam la o distanță de jumătate de cvartal. M-am dus spre Seven și Grant și am parcat lângă Seven și Olive. M-am oprit să cumpăr țigări, deși n-aveam nevoie, iar apoi am luat-o pe jos, spre est, pe Seven, fără să privesc în urma mea. La Spring am intrat în hotelul Metropole. M-am dus la teșgheaua în formă de potcoavă unde se vând țigări ca să aprind o țigară și apoi m-am așezat într-unul din vechile scaune de piele maro din hol. Un bărbat blond într-un costum maro, cu ochelar fumurii și pălăria acum familiară, a intrat în hol și s-a strecurat discret printre palmierii din ghivece și arcadele de stuc până la teșgheaua unde se vând țigări. A cumpărat un pachet de țigări și l-a deschis chiar acolo, strâng în picioare, rezemat cu spatele de teșghea, ca să domine holul cu ochii lui de vultur. Și-a luat restul și s-a dus de s-a așezat jos cu spatele la o coloană. Și-a tras pălăria peste ochelari și părea că va adormi cu o țigară neaprinsă între buze. M-am ridicat și m-am dus să mă așez pe scaunul de lângă el. Nu s-a mișcat. Văzută de aproape, fața îi părea tânără, roză și plinuță. Bărbia blondă era bărbierită foarte neglijent. În spatele ochelarilor, genele se mișcau în sus și în jos rapid. O mână pe genunchi s-a strâns și a mototolit stofa. Pe obraz, sub ploapea dreaptă, avea un neg. Am aprins un chibrit și l-am împins spre țigara lui. Foc? Oh, mulțumesc, a zis, foarte surprins. A tras în piept până când capătul țigării s-a înroșit. Am stins chibritul și l-am aruncat în lădița cu nisip în apropiere. Așteptam. M-a privit dintr-o parte de mai multe ori înainte de a vorbi. Nu v-am văzut undeva înainte? Pe Dresden Avenue, în Pasadena, azi dimineață. S-a înroșit la față și a oftat. Cred că arăt jalnic. Jalnic de-a bine la băiete, am aprobat. Poate din cauza pălăriei. Pălăria contribuie și ea. Dar cu sau fără pălărie, la fel arăți. Foarte greu câștigi un dolar în orașul ăsta, a zis cu tristețe. Nu-i poți câștiga mergând pe jos. Te ruinezi plătind taxiurile dacă le folosești, iar dacă mergi cu propria ta mașină, nu ajungi niciodată destul de repede unde trebuie. E necesar să urmărești omul de aproape. Dar nu-i nevoie să-i tăi de cațări în buzunare. Ai ceva cu mine sau doar exersezi? Încercam să aflu dacă ești destul de deștept ca să merite să stau de vorbă cu dumneata. Sunt foarte deștept, am zis. Ar fi păcat să nu stai de vorbă cu mine. S-a uitat atent în spatele scaunului și de jur împrejur, apoi a scos un portofel mic din piele de porc. Mi-a întins o carte de vizită nouă. Pe ea era scris George Anson Phillips, Investigații confidențiale 212, Senegal Building 1924, North Wilcox Avenue, Hollywood. Un număr de telefon din Glenview.
În colțul de sus, stânga, era imprimat un ochi deschis, cu o sprânceană arcuită surpriză și cu gene foarte lungi. Nu poți face una ca asta, am zis, arătând cu degetul ochiul imprimat pe hârtie. Asta e semnul distinctiv al detectivilor, o să le strice afacerile. Pe dracu, puținul pe care îl câștig eu nu-i afectează. Am izbit cartea de vizită pe unghia degetului, am strâns din dinți și am strecurat-o în buzunar. Vrei una de-a mea? S-a mai ieșit întocmit dosarul. O, știu totul despre dumneata. Am fost ajutor de șerif la Ventura, când lucrai la cazul Gregson. Gregson era un ex-croc din Oklahoma City, care a fost urmărit timp de 2 ani peste tot în Statele Unite de către una din victimele lui. Din cauza asta, ajunsese atât de nervos încât a împușcat un operator de la o stație de întreținere auto care îl confundase cu o cunoștință. Avem impresia că trecuseră ani de atunci. Zi înainte. Mi-am amintit de numele dumitale când l-am văzut în registrul locatarilor, azi dimineață. Dar după ce te-am pierdut spre oraș, am trecut pe la dumneata. Aveam de gând să intru și să stăm de vorbă, dar aș fi fost abuz de încredere. Nu mă prea pot stăpâni. Un alt răznit. Asta făcea 3 într-o singură zi, fără să o mai pun la socoteală pe doamna Murdoch, care de asemenea se putea dovedi a fi otrăsnită. Am așteptat până și-a scos ochelarii și i-a șters, i-a pus din nou și s-a mai uitat în jur. După aceea a zis: mi-am închipuit că am putea, probabil, să ne înțelegem, să ne unim forțele, cum se zice. L-am văzut pe tip în biroul dumitale și m-am imaginat că te-a angajat el. Știi cine era? Lucrez în cazul lui, a zis cu voce deprimantă și descurajată, și bat pasul pe loc. Ce ți-a făcut? Păi, lucrez pentru nevastă sa. Divorți? S-a uitat atent peste tot, apoi cu o voce delicată a zis: așa zice ea, dar mă întreb și eu. Amândoi vor același lucru. Fiecare încearcă să găsească ceva împotriva celuilalt. Nu stim, nu-i așa? Nu-mi prea văd sfârșitul în roz. De o vreme mă urmărește un tip peste tot. Un tip foarte înalt, cu o privire ciudată. Scap de el, dar după o vreme iar îl văd. Un tip foarte înalt, cât un stâlp de telegraf. Un bărbat foarte înalt, cu o privire ciudată. Fumam, tot gândindu-mă. Are vreo legătură cu dumneata? M-a întrebat bărbatul blond, puțin neliniștit. Am scuturat din cap și am aruncat țigara în lădița cu nisip. După câte știu, nu l-am văzut niciodată. M-am uitat la ceasul de la mână, apoi am zis: mai bine ne-am vedea și am discutat chestia asta cum trebuie, dar acum nu pot. Am o întâlnire. Și eu aș vrea, a zis el. Foarte mult. Să ne vedem, deci. La mine la birou sau acasă sau în biroul dumitale. Sau în ce loc? Și-a scărpinat bărbia prostrasă cu unghia de la degetul mare, roasă bine. La mine acasă, a zis în cele din urmă. Nu e în cartea de telefon. Dăm cartea aceea de vizită o clipă. Când i-am dat-o, a întors-o în palmă și a scris încet cu un mic creion rezervor, mișcându-și limba de-a lungul buzelor. Întinerea cu fiecare clipă. Nu părea să aibă peste 20 de ani, dar trebuia să aibă, deoarece cazul Gregson fusese cu 6 ani în urmă. Și-a pus la loc creionul și mi-a înapoiat cartea de vizită. Scrisese pe ea adresa: 204 Florence Apartments, 128 Court Street. L-am privit curios. Court Street, pe Bunker Hill? A dat din cap afirmativ și toată pielea blondă i s-a înroșit. Nu o duc prea bine, a zis repede. Ne-am prea câștigat lovele în ultima vreme. Are vreo importanță? De ce ar avea? M-am ridicat și am întins mâna. Mi-a strâns-o și apoi i-a dat drumul. Mi-am vârât-o în buzunarul de la șol și mi-am frecat palma de batista pe care o aveam acolo. Privindu-i fața mai atent, am văzut că avea broboane de transpirație pe buza de sus. Și nu era prea cald. Am dat să plec, dar m-am întors și m-am apropiat de fața lui zicându-i: oricine mă poate trage pe sfoară, dar, pentru liniștea mea, e vorba de o blondă înaltă cu ochii nepăsători, așa-i? Nu le-a zice nepăsători, a răspuns el. Păstrând un aer de indiferență, am zis: și acum între noi doi, chestia asta cu divorțul e gargară, e cu totul altceva, nu-i așa? Da, a zis el domol. Și e ceva care îmi displace cu cât mă gândesc mai mult. Ține! A scos ceva din buzunar și i-a dat drumul în mâna mea. Era o cheie de apartament. N-are rost să aștepți în hol dacă nu sunt acasă. Am 2. La ce oră crezi că o să vin? Pe la 4:30, cred. E sigur că vrei să-mi dai cheia? Păi, ne ocupăm de același caz, a zis el privindu-mă cu inocență,
sau pe cât de inocent putea privi prin ochelarii cu sticlă fumurie. La capătul holului m-am uitat înapoi. Stătea jos liniștit, cu țigara stinsă, pe jumătate fumată între buze și cu panglica pălăriei țipătoare maro cu galben, părând tot atât de tihnit ca o reclamă de țigări pe ultima pagină a lui Saturday Evening Post. Ne ocupam amândoi de același caz, așa că nu voiam să-l trag pe sfoară. Asta era situația. Aveam cheia de la apartamentul lui și puteam intra la el ca la mine acasă. Puteam să-i port papucii de casă, să-i ridic covorul și să-i număr bancnotele de $1000. Doar ne ocupam de același caz. Capitolul 7. Bellefonte Building era un edificiu cu 8 etaje, lipsit de orice expresivitate. Stătea înghesuit între un mare magazin verde crom, unde se vindeau costume ieftine, și un garaj cu 3 etaje plus subsol, de unde se auzea un zgomot asemănător cu cel din cușca leilor la ora mesei. Holișorul îngust și întunecat era murdar ca un cotez de găini. Pe tabloul locatarilor se găseau multe spații goale. Un singur nume mă interesa și pe acesta îl știam. Pe zidul care imita marmura în fața listei se legăna un anunț pe care scria: de închiriat spațiu potrivit pentru debit de țigări. Adresați-vă la camera 316. Existau două lifturi deschise cu zăbrele, dar se părea că numai unul funcționa și nici acela nu era prea solicitat. Un bătrân cu falca lăsată și ochii apoși stătea în lift pe un taburet de lemn acoperit cu o bucată de pânză de sac împăturită. Părea că stă acolo încă din vremea războiului civil, din care scăpase într-o stare jalnică. Am intrat în lift și am zis 8. Bătrânul s-a chinuit să închidă ușile, apoi am pornit. Ne-am târât în sus, clătinându-ne. Bătrânul gâfâia de parcă ducea liftul în spate. La etajul 8 am ieșit și am pornit pe culoar. În urma mea, bătrânul s-a plecat afară din lift și și-a suflat nasul cu degetele într-o cutie de carton plină cu gunoi. Biroul lui Elisha Morningstar era în spate, vis-a-vis de ieșirea de incendiu. Avea două uși. Pe prima scria Elisha Morningstar, numismat. Pe cealaltă, intrare. Literele erau imprimate cu vopsea neagră pe sticlă zgrunțuroasă. Am apăsat clanța și am intrat într-o cameră mică și îngustă cu două ferestre. O măsuță murdară pentru mașina de scris. Pe pereți, casete încuiate cu monede, care își pierduseră lustrul, având sub ele etichete îngălbenite, scrise la mașină. Două clasoare în fund, lângă perete. Nici o perdea la fereastră. Un covor, gri de praf, atât de jerpelit, încât nu observai rupturile decât dacă te împiedicai de ele. În spatele măsuței pentru mașina de scris, vis-a-vis de clasoare, era deschisă o ușă de lemn. Prin ușă răzbăteau zgomote ușoare. Imediat am auzit vocea lui Morningstar. Intrați, vă rog! Intrați! Am intrat. Încăperea era tot atât de mică, numai că se găseau mai multe lucruri în ea. Un safe verde bloca aproape jumătate din birou. Dincolo de el, lângă ușa de la intrare, se găsea o masă veche și masivă de mahon. Pe ea, câteva cărți pline de praf și reviste vechi, gerpelite. În peretele din fund, o fereastră. Deși întredeschisă, mirosul de mucegai persista. Un cuier pentru pălării, cu o pălărie de fetru, neagră și slinoasă. Trei măsuțe cu picioare înalte, acoperite cu sticlă, sub care se aflau mai multe monede. În mijlocul camerei, un birou negru, masiv, acoperit cu piele. Pe el, lucruri obișnuite de birou. În plus, un cântar de bijutier sub un clopot de sticlă. Două lupe mari, înrămate în nichel. Un ocular de bijutier, care zăcea pe o agendă galbenă lângă o batistă de mătase galbenă, ruptă și pătată cu cerneală. În scaunul turnant, din fața biroului, ședea un ins în vârstă, într-un costum gri închis, cu revere înalte și cu prea mulți nasturi în față. Avea păr alb ațos, destul de lung ca să-l gâdile la urechi. În mijlocul capului, care părea o stâncă deasupra unei păduri, se vedea un petec sur și spălăcit de chelie. În urechi creștea păr pufos, suficient de lung ca să prindă o molie. Avea ochi negri pătrunzători, cu pungi sub ei de culoare maronie-purpurie, prinsă într-o rețea de spârcituri și vinișoare. Obrajii erau lucioși. Nasul mic și ascuțit îl trăda că a băut mult în viața lui. Un culer de tip Hoover, pe care nicio spălătorie decentă nu l-ar fi primit, îi atingea mărul lui Adam. O cravată neagră ca un șnur, cu un not mic și strâns, părea un șoarece gata să iasă din gaură. Secretara mea, a zis el, a trebuit să meargă la dentist. Sunteți domnul Marlowe? Am dat din cap afirmativ. Luați loc, vă rog! Și mi-a arătat scaunul de lângă birou cu o mână slabă. Presupun că aveți vreun act de identitate. I l-am arătat. În timp ce îl citea,
I-am adulmecat mirosul mucegăit, uscat. Mi-a pus cartea de vizită cu fața în jos pe birou și și-a încrucișat mâinile peste ea. Ochii negri, pătrunzători, nu scăpau nimic de pe fața mea. Și acum, domnule Marlow, cu ce vă pot fi de folos? Vorbiți-mi despre dublonul Brasher. Ah, da, dublonul Brasher. O monedă interesantă. Și-a ridicat mâinile de pe birou și-a făcut un fel de cupolă cu degetele, ca un avocat de pe vremuri, când se pregătea să discute vreo problemă sofisticată. În anumite privințe, cea mai interesantă și mai valoroasă dintre primele monede americane. După cum nu se poate să nu știți. Habar n-am. Chiar așa? Chiar așa? Vreți să vă vorbesc despre ea? Pentru asta sunt aici, domnule Morningstar. E o monedă de aur, aproximativ echivalentă cu una de 20 de dolari și cam de mărimea unei jumătăți de dolar. Aproape exact. A fost făcută pentru statul New York în anul 1787. Nu a fost bătută. Nu existau monetării până în anul 1793, când a fost deschisă prima în Philadelphia. Dublonul Brasher a fost probabil fabricat folosindu-se procedeul modelării prin presare, iar creatorul ei a fost un juvaier giu particular pe nume Ephraim Brasher sau Brasher. Acolo unde numele mai există, se scrie Brasher, dar nu pe monedă. Nu știu de ce. Mi-am pus o țigară în gură și am aprins-o. Speram ca fumul să alunge mirosul de mucegai. În ce constă procedeul modelării prin presare? Cele două jumătăți ale metalului erau gravate în oțel, în intaglio, desigur. Aceste jumătăți erau apoi montate în plumb. Lingourile de aur erau presate între ele într-o presă de monedă. Marginile erau apoi aranjate și rotunjite. Moneda nu era zimțată. Nu existau mașini de zimțat în 1787. Un procedeu care cere timp, am zis. A dat din capul alb și țuguiat. Într-adevăr, și deoarece pe atunci suprafața oțelului nu putea fi întărită fără a se deforma, matrițele se uzau și trebuiau refăcute din timp în timp. Ca urmare, se produceau ușoare modificările desenului, vizibile doar cu ajutorul lupei. Asta ducea la ușoare variații în desen, care se pot vedea doar printr-o mărire considerabilă. De fapt, adevărul este că nu există două monede identice, dacă ne gândim la posibilitățile oferite de metodele moderne de verificare cu ajutorul microscopului. E clar? Da, am zis, până la un punct. Câte din aceste monede mai există și ce valoare au? Și-a desfăcut cupola degetelor, a pus mâinile înapoi pe birou și a ciocănit ușor în tăblia biroului. Nu știm câte mai există. Nimeni nu știe. Câteva sute, 1000, poate mai multe. Dar dintre acestea, foarte puține exemplare mai sunt în circulație. Valoarea variază de la 2000 în sus. A zice că în prezent, din cauza devalorizării dolarului, un exemplar retras din circulație, mânuit cu grijă de un negustor onorabil, ar putea ușor aduce 10.000 de dolari, sau chiar mai mult. Desigur, ar trebui să aibă un istoric al lui. A, am zis. Am dat încet drumul fumului din plămâni și l-am îndepărtat cu latul palmei de individul bătrân de dincolo de birou. Nu părea să fie fumător. Și fără un istoric, și dacă nu e mânuit cu grijă, cât? A ridicat din numeri. În acest caz, s-ar putea ca moneda să fi fost dobândită ilegal, furată sau obținută prin înșelăciune. Desigur, s-ar putea să nu fie așa. Monedele rare apar în locuri și împrejurări neobișnuite. În case de fier vechi, în sertarele secrete ale birourilor din casele din Noua Anglie. Nu des, ce-i drept. Dar se întâmplă. Așa de pildă, am aflat că o monedă foarte valoroasă a căzut din umplutura de păr de cal a unei canapele, în timp ce era reparată de un negustor de antichități. Canapeaua stătuse în aceeași cameră, în aceeași casă, din Fall River, Massachusetts, timp de 90 de ani. Nimeni nu știa cum ajunsese moneda acolo. În general, ideea furtului este posibilă, îndeosebi în această parte a țării. S-a uitat în colțul tavanului cu o privire absentă. Eu, în schimb, l-am privit cu el cu destulă atenție. Părea un om căruia îi se poate încredința un secret, dacă prezenta interes pentru el. Coborându-și privirea către mine, a zis, $5, vă rog." Poftim?" am zis. $5, vă rog." Pentru ce?" Nu fiți absurd, domnule Marlow. Tot ce v-am spus eu se poate afla într-o bibliotecă publică." În catalogul Fosdyke, îndeosebi. Ați prefera să veniți aici și să-mi luați din timpul meu, ca să vă informez. Pentru asta cer $5. Și să presupunem că nu-i plătesc?" S-a lăsat pe spate și a închis ochii. A zâmbit ușor. O să-mi plătiți." I-am plătit.
Am scos cei 5 dolari din buzunar, m-am ridicat ca să mă plec peste birou și am pus cu grijă exact în fața lui. Am mângâiat bancnota cu vârful degetelor ca și cum ar fi fost o pisicuță. 5 dolari, domnule Morningstar. Și-a deschis ochii și a privit bancnota. A zâmbit. Și acum, am zis, să vorbim despre dublonul Brasher, pe care cineva a încercat să vi-l vândă. A deschis ochii mai mult. Oh, a încercat cineva să-mi vândă un dublon Brasher. De ce ar fi făcut-o? Avea nevoie de bani și nu voia să-i se pună prea multe întrebări. Știa sau a aflat că vă ocupați cu așa ceva și că, în plus, clădirea în care aveți biroul e un loc unde se poate întâmpla orice. Și mai știa că biroul se afla la capătul unui coridor, că sunteți un om bătrân care probabil nu o să facă nicio mutare greșită, pentru că ține la viață. Se pare că știa foarte multe, a zis sec Elisha Morningstar. Știa tot ceea ce trebuia să știe ca să încheie o afacere, așa cum știm și noi. Și nu era nimic greu de aflat. Și-a vărât degetul mic în ureche și l-a învârtit, apoi l-a scos cu puțină ceară de culoare închisă. Și-a șters degetul pe haină cu indiferență. Și-ați dedus toate astea din simplul fapt că am telefonat doamnei Murdoch și am întrebat-o dacă dublonul Brasher e de vânzare? Desigur, și ea crede același lucru. De altfel, e logic, așa cum am spus și la telefon. Știați că moneda nu e de vânzare. Asta dacă sunteți la curent cu cele petrecute. Și se pare că sunteți. S-a plecat cam vreo 2 centimetri. N-a zâmbit, dar a privit în jur, încântat cât putea fi un bărbat cu guler Hoover. Să presupunem, am zis, că vi s-ar oferi această monedă în împrejurări suspecte. Dacă ați obține-o ieftin și ați avea bani, ați cumpăra-o. Dar ar vrea să știți de unde provine. Dacă ați obține-o destul de ieftin, ați cumpăra-o chiar dacă ați fi sigur că e furată. Oh, serios? Părea amuzat, dar nu prea mult. Sigur că ați cumpăra-o, dacă sunteți un negustor onorabil. Și presupun că sunteți. Cumpărând ieftin moneda, l-ați feri atât pe proprietar cât și pe intermediar de pagubă. Amândoi ar fi bucuros să vă restituie cheltuielile. Se obișnuiește. Atunci, dublonul Brasher al lui Murdoch a fost furat, a zis el brusc. Nu mă citați, e un secret. Era cât paci să-și ciupească nasul, dar s-a stăpânit. A smuls, în schimb, un fir de păr dintr-o nară, cu o smucitură rapidă și o tresărire. L-a ridicat în sus și l-a privit. Uitându-se la mine pe lângă el, a zis, și cât o să vă plătească patronul pentru restituirea monedei? M-am aplecat peste birou și l-am privit răutăcios. $1,000. Dumneavoastră, cât ați plătit? Cred că sunteți un tânăr foarte isteț. Apoi, fața i s-a contorsionat. Bărbia îi tremura, pieptul îi se zbătea. A scos un sunet asemănător cu al unui cocoș convalescent care învață să cânte din nou după o boală îndelungată. Râdea. După o vreme a încetat. Fața i s-a liniștit din nou și ochii s-au deschis. Negri, pătrunzători și vicleni. $800, a spus. $800 pentru un dublon Brasher scos din circulație. A chicotit. Bine. L-aveți a dumneavoastră. Vă rămân 200. Destul de corect. O cifră de afaceri rapidă, un profit rezonabil și niciun necaz pentru nimeni. Nu e în biroul meu. O luați drept un nătărău. A scos din vestă un ceas vechi de argint și s-a zgâit la el. Să zicem la ora 11 mâine dimineață. Veniți cu banii. E posibil ca moneda să fie sau să nu fie aici. Dar mi-a plăcut cum v-ați purtat și o să aranjez lucrurile. Încântat, am zis și m-am ridicat. Trebuie să fac rost de bani, oricum. Să fie în bancnote uzate, a zis el aproape visător. Pot fi de 20. Nu o să fie nicio supărare dacă întâmplător e vreuna de 50. Am zâmbit și m-am îndreptat spre ușă. La jumătatea drumului m-am întors. I-am sprijinit amândouă mâinile pe birou și m-am plecat spre bătrâni. Cum arată fata? A părut nedumerit. Fata care v-a vândut moneda. A părut și mai nedumerit. Foarte bine, am zis. Nu era fată. Probabil a ajutat-o cineva. Era un bărbat. Cum arată bărbatul? Și-a țuguiat buzele și și-a făcut din nou degetele cu polă. Era un bărbat între două vârste, bine legat, înalt de vreo 1,70 m și cam de vreo 80 de kilograme. Zicea că îl cheamă Smith. Purta costum albastru, pantofi negri, cravată și cămașă verzi, fără pălărie. În buzunarul de la piept avea o batistă cu tip Moro. Părul era castaniu închis, ușor încărunțit. În creștetul capului avea o chelie cam de mărimea unui dolar și mai avea și o cicatrice cam de vreo 5 cm în jurul gâtului. Pe partea stângă, cred. Da, pe stânga. Nu e rău, am zis. Dar cu gaura din ciorap cum stăm? Am omis să-i scot pantofii.
Mare neglijență din partea dumneavoastră. N-am mai zis nimic. Ne-am holbat doar unul la celălalt, jumătate curioși, jumătate ostili, ca niște vecini noi. Apoi, deodată, a început iar să râdă. Bagnota de $5 pe care o dădusem zăcea încă pe marginea biroului. Am întins o mână și am luat-o. Acum nu mai aveți nevoie de ea. Am început să vorbim în mii. Brusc s-a oprit din râs. Apoi a dat din numeri. La ora 11 înainte de amiază. Și fără șmecherii, domnule Marlow, să nu credeți că nu știu să mă apăr. Sper că știți, pentru că ceea ce mânuiți dumneavoastră e dinamită. L-am părăsit și am traversat primul birou, care era gol. Am deschis ușa și am închis-o, rămânând însă înăuntru. Normal, ar fi trebuit să mi se audă pașii pe coridor, dar cum fereastra de sus a ușii era închisă, iar eu aveam pingele de crep, speram ca bătrânul să-și aducă aminte că nu făcusem prea mult zgomot când venisem. M-am furișat înapoi peste covorul perjerpelit și m-am strecurat între ușă și măsuța pentru mașina de scris. Și retric de copil, dar uneori dă rezultate, mai ales după o conversație isteață, plină de deșertăciune lumească, inteligentă și șirată, ca un joc de fotbal între ageamii. Și dacă figura nu-mi reușea, ne trezeam rânjind unul la celălalt. A mers. O vreme nu s-a întâmplat nimic, doar și-a suflat nasul. Apoi a început să râdă din nou singur, ca un cocoș bolnav. După aceea și-a adresat glasul. În scaun turnant a scârțit și s-au auzit pași. Un cap alb, murdar, a apărut vreo 5 cm pe lângă marginea ușii. A rămas acolo. Mi s-a oprit respirația. Apoi capul s-a retras și 4 unghii murdare au apucat marginea ușii și au tras. Ușa s-a închis. Am început să respir din nou și mi-am lipit urechea de ușă. Scaunul turnant a mai scârțit odată. Sunetul unui telefon când se formează numărul. M-am întins spre instrumentul de pe măsuța mașinii de scris și l-am ridicat. A sunat de 6 ori. Apoi o voce de bărbat a zis: "Da? Florence Apartments? Da. Aș vrea să vorbesc cu domnul Anson, de la apartamentul 204. Rămâneți la telefon, să văd dacă e acasă." Domnul Morningstar și cu mine am rămas la telefon. Se auzea zgomot pe fir, sunetul puternic al unui radio care transmitea un meci de baseball. Aparatul nu era aproape de telefon, dar se auzea destul de tare. Am auzit apoi sunet surd de pași, apropiindu-se, zgomotul făcut de receptor când e ridicat și vocea a zis: "Nu e acasă. Vreun mesaj?" "O să revin mai târziu," a zis domnul Morningstar. Am închis repede telefonul și am alunecat rapid spre ușa de la intrare. Am deschis-o încet, așa cum cade zăpada, și am închis-o tot atât de încet, încât zgomotul zăvorului să nu se audă nici măcar la un pas. Respiram greu când am trecut prin hol. Am apăsat pe butonul liftului, apoi am scos cartea de vizită pe care domnul George Anson Phillips mi-o dăduse în holul hotelului Metropole. Nu m-am uitat la ea. Nici nu era nevoie să mă uit, ca să-mi amintesc că era vorba de apartamentul 204, Florence Apartments, 128 Court Street. Am rămas așa, lovind-o cu unghia, în timp ce vechitura de lift urca greoi, încordându-se ca un camion plin cu pietriși la o curbă strânsă. Era ora 4 fără 10 minute. Capitolul 8. Bunker Hill e un oraș vechi, un oraș condamnat, un oraș murdar, un oraș al pungașilor. Cândva, de mult, fusese un oraș de elită. Se mai văd și azi câteva vile în stil gotic, cu verande largi și acoperișuri ascuțite, cu șindrilă rotunjită și bovindouri cu turnelețe subțiri. Acum se găsesc în ele camere mobilate, cu parchetul dușumelelor zgâriat și uzat. Scările largi s-au înnegrit din cauza timpului și a lacului ieftin, dat peste generații de praf. În camerele înalte, proprietărese urâte și rele se dondănesc cu chiriași și chieri. Pe verandele din față, răcoroase și largi, stau bătrâni cu chipuri ce amintesc de bătălii pierdute, întinzându-și la soare pantofii rupți și privind în gol. Restaurante murdare, chioșcuri italiene și cu fructe, case cu apartamente de închiriat ieftine. Prăvălii, de unde poți cumpăra tot felul de dulciuri proaste. Hoteluri mizerabile, în registrele cărora semnează doar oameni cu numele de Smith și Jones și unde recepționerul de noapte e pe jumătate pasnic, pe jumătate codoș. Din asemenea case, ies femei tinere cu fața ca berea trezită, bărbați cu pălării trase peste ochi ageri, scrutând strada din spatele mâinii în formă de cupă, ca să protejeze flacăra chibritului. Intelectuali sliți, cu tuse tabacică și fără bani la bancă. Polițiști dibaci, cu fețe de granit și priviri ferme. Câteodată printre ei chiar și oameni care muncesc. Dar aceștia ies de vreme, când trotuarele largi și crăpate sunt goale și mai au încă rouă pe ele.
Am ajuns acolo cu mult înainte de 4:30. Am parcat în capătul străzii, pe unde urca din greu funicularul spre malul de lut galben din Hill Street și am mers pe jos pe Court Street până la Florence Apartments. Fațada era de cărămidă de culoare închisă. 3 etaje. Ferestrele inferioare, mascate de obloane ruginite și perdele murdare, erau la nivelul trotuarului. Pe geamul de la intrare, din literele rămase, abia se mai putea descifra numele clădirii. Am deschis ușa și am coborât 3 trepte cu marginile de alamă până într-un coridor ai cărui pereți puteau fi atinși fără să te întinzi. Uși fără lustru, cu numere din vopsea ștersă. O cămăruță la picioarele scărilor cu un telefon public. Un anunț. Administratorul la apartamentul 106. La capătul coridorului o ușă prin care se puteau vedea 4 cutii de gunoi înalte și paradite deasupra cărora dansau muște în lumina soarelui. Am urcat scările. Radioul pe care l-auzisem prin telefon mai behăia meciul de baseball. Am înaintat urmărind numerele. Apartamentul 204 era pe partea dreaptă, iar meciul de baseball se auzea exact vis-a-vis. Am ciocănit, dar n-am primit niciun răspuns. Am ciocănit mai tare. În spatele meu, 3 jucători din echipa Dodgers rataseră, într-o atmosferă de vacarm asurzitor. Am ciocănit a treia oară și, în timp ce căutam în buzunar cheia pe care mi-o dăduse George Anson Phillips, m-am uitat pe fereastra holului. Vis-a-vis, la nivelul trotuarului, se găsea clădirea unui serviciu italian de pompe funebre, curată, liniștită și tăcută, în cărămidă văruită. Sala mortuară Pietro Palermo. Literele verzi, subțiri, ale firmei de neon se odihneau pe fațadă cu un aer sobru. Un bărbat înalt, cu haine de culoare închisă, a ieșit pe ușa din față și s-a rezemat de peretele alb. Părea foarte frumos. Avea pielea măslinie și un cap frumos, cu păr gri fer, pieptenat de la frunte spre spate. A scos ceva, care părea a fi de la distanță, o tabacheră de argint sau de platină de email negru. A deschis-o încet, cu 2 degete lungi, îngălbenite de tutun, și a ales o țigară cu capătul aurit. A pus la loc tabachera și a aprins țigara cu brichetă de buzunar, ce părea să se asorteze cu tabachera. A pus-o și pe ea la loc și și-a încrucișat brațele privind în gol, cu ochii pe jumătate închiși. Din vârful țigării nemișcate, se ridica în sus, pe lângă fața lui, un fuioraș de fum, subțire și drept ca fumul unui foc de tabără moribund în zori. În meciul transmis în spatele meu, jucătorul la bătaie a ratat sau a pierdut serviciul. Mi-am întors privirea de la italianul cel înalt, am vrut cheia în ușa apartamentului 204 și am intrat. O cameră pătrată cu un covor maro, foarte puțin amobilă și aceea foarte puțin atrăgătoare. De cum am deschis ușa, am dat cu ochii de patul rabatabil și de obișnuită oglindă care deformează. M-am privit în ea. Arătam ca un pușcăriaș care se furișează spre casă, venind de la o petrecere unde se fumează marihuana. Un fotoliu din lemn de mesteacăn și, lângă el, ceva cu tapiserie grosolană, având forma unei canapele. Pe o masă, din fața ferestrei, o lampă cu abajur gofrat. De fiecare parte a patului, câte o ușă. Ușa din stânga dădea într-o chicinetă cu o chiuvetă și o mașină de gătit cu 3 ochiuri. Un răcitor electric care a țăcănit și a început să ignească chinuit atunci când am deschis ușa. Pe chiuvetă, resturile micului dejun. Zați pe fundul unei cești, o coajă de pâine arsă, firimituri pe un fund de lemn. Pe marginea unei farfurii, o dâră galbenă de un topit. Alături, un cuțit mânjit și o ulcică de cafea, ce mirosea ca sacii dintr-un hambar încins. Am înconjurat patul și am deschis cealaltă ușă. Asta dădea într-un mic hol, cu o nișă pentru haine și o masă de toaletă zidită în perete. Pe masa de toaletă, un pieptăne și o perie neagră, cu câteva fire de păr blond. O cutie de talc, o lanternă cu geamul crăpat, un top de hârtie de scris, o săgeată de tras la țintă, o sticlă de cerneală pe o sugativă, țigări și chibrituri într-o scrumieră de sticlă, 6 chiștoace. În sertarele mesei de toaletă, șosete, lenjerie și batiste. Pe un umeraș, un costum gri închis, nu prea nou, dar încă bun, iar sub el, pe dușul meu, o pereche de pantofi negri, cam prăfuiți. Am împins ușa de la baie. S-a deschis cam vreo 30 de centimetri și apoi s-a înțepenit. Am strâmbat din nas și mi-am simțit buzele încremenindu-mi. Am tras pe nas mirosul iute și pătrunzător de dincolo de ușă. M-am sprijinit de ea. A cedat puțin, dar a revenit, ca și cum o ținea cineva. Mi-am vârât capul prin deschizătura ușii. Baia era prea mică pentru el, așa încât picioarele îi atârnau moale în părți. Capul era rezemat de piciorul chiuvetei. Costumul maro îi era puțin boțit. Ochelarii fumurii ieșeau din buzunarul de la piept într-un unghi nesigur.
Parcă asta mai conta. Mâna dreaptă era căzută peste stomac, mâna stângă zăcea pe dușumea cu palma în sus și degetele puțin încovrigate. La cap, în partea dreaptă, avea o rană plină de sânge închegat în părul blond. Gura deschisă era plină de sânge roșu închis, lucitor. Ușa era blocată de picior. Am împins tare și m-am strecurat înăuntru. M-au aplecat ca să-i pipăi carotida. Nicio pulsație, nicio zgnitură. Absolut niciuna. Pielea era rece ca gheața. Ba nu era rece ca gheața. Mi se păruse doar. M-am ridicat, m-am sprijinit cu spatele de ușă și am strâns tare pumnii în buzunar. Am simțit mirosul de cordită. Meciul de baseball continua, dar prin cele două uși închise părea departe. Am stat și m-am uitat la el. Ce căutam eu, Marlowe, întreabă asta? Pentru ce mă găseam acolo? Nici măcar nu-l cunoșteam. Trebuia să plec, să plec cât mai repede. M-am smuls de lângă ușă, am lăsat-o deschisă și m-am reîntors prin hol în salon. Din oglindă mă privea chiorușii o față încordată. Mi-am întors privirile de la oglindă și am scos cheia de la apartament pe care mi-o dăduse George Anson Phillips. Am frecat-o între palmele umede, apoi am pus-o jos lângă lampă. Am urdărit ambele clanțe ale ușii. Jucătorii de la Dodgers erau în avans cu 7-3 în prima jumătate a celui de-al optelea serviciu. O femeie care băuse mai mult decât trebuie cânta Frankie și Johnny într-o versiune de pușcărie, cu o voce pe care nici whisky-ul nu reușea să o înfrumuseteze. O voce gravă de bărbat a bombănit la ea să tacă, dar ea continua. S-a auzit un pas rapid pe dușumea, o plesnitură și un strigăt. Femeia a încetat să mai cânte. Meciul de baseball continua. Am pus țigara în gură și am aprins-o. Am coborât scările și m-am oprit în semi-întunericul din hol, privind la anunțul pe care scria administratorul la apartamentul 106. Eram nebun, chiar și numai dacă mă uitam la el. L-am privit mult, mușcând tare țigara între dinți. M-am întors și am luat-o pe coridor. Pe o mică tăbliță emailată de pe ușă scria administratorul. Am bătut la ușă. Capitolul 9. În scaun s-a mișcat și s-a auzit târșit de picioare. Ușa s-a deschis. Dumneata, ești administratorul? Da. Aceeași voce pe care auzisem la telefon, vorbind cu Elisha Morningstar. Ținea în mână un pahar gol, murdar. Un bărbat înalt și slab, cu părul roșcat, scurt, crescut până pe frunte. Un cap lung, îngust și un aer de viclenie ieftină. Ochii verzui priveau fix de sub sprâncenele portocalii. Urechile îi erau mari. Un vânt puternic le-ar fi putut plioști. Avea un nas lung, căruia îi plăcea să se vâre în toate. Fața trăda un ins care știe să păstreze un secret. Un ins care știe să-și păstreze sângele rece. Era fără haină. Avea o veste descheiată, lanț de ceas, iar mânecile erau susținute cu elastice albastre prinse în copci de metal. Domnul Anson? Am întrebat. 204. Nu-i acasă. Ce vrei să fac? Să-l scot din buzunar? Bine zis, dar nu te cred. Șterge-o, a zis el. Cară-te. A dat să închidă ușa. A deschis-o din nou ca să se răstească. Spală putina, valea, roiește! După ce și-a exprimat limpede intenția, a dat din nou să închidă ușa. Proptit în ea. El s-a proptit de cealaltă parte. Fețele ni s-au apropiat. $5, am zis. Oferta l-a dat gata. A deschis brusc ușa. A trebuit să fac repede un pas înainte ca să nu nizbesc în bărbie cu capul. Intră. O cameră de zi cu un pat rabatabil și orice e trecut în inventar, până și abajurul de hârtie gofrată și scrumiera de sticlă. Camera era zugrăvită în culoarea gălbenușului de ou. Tot ce-i lipsea erau câțiva păianjă negri, grași, zugrăviți pe galben ca să-ți provoace o criză biliară. Ia loc, a zis, închizând ușa. Am așezat. Ne-am privit unul pe celălalt cu ochii senini și inocenți a doi negustori de mașini vechi. O bere? Mulțumesc. A deschis două cutii. A umplut paharul murdar pe care îl ținea în mână și s-a întins după un altul, la fel de murdar. I-am zis că beau din cutie. Mi-a întins-o. 10 cenți. I-am dat 10 cenți. A lăsat moneda să cadă în buzunarul vestei și a continuat să mă privească. A tras un scaun, s-a așezat pe el, întinzându-și genunchii osoși și ascuțiți. Mâna liberă îi atârna între genunchi. Nu mă interesează cei $5 ai dumitale. Foarte bine. De fapt, nici nu mă gândeam să ți dau. Faci pe deșteptul. Află că suntem o casă respectabilă. Aici nu se petrece nimic ilegal. Și liniștit, am zis. Sus poți auzi vulturul țipând. Zâmbetul îi era larg, cam de vreo 2 centimetri. Eu nu mă amuz ușor. Întocmai ca Regina Victoria, am zis. Nu pricep.
Nu mă aștept la minuni. Conversația lipsită de sens avea asupra mea un efect înviorător, îndârjindu-mă. I-am scos portofelul și am ales o carte de vizită. Scria pe ea James B. Pollock, Societate de Asigurări, agent de teren. Am încercat să-mi amintesc cum arăta James B. Pollock și unde îl întâlnisem. N-am reușit. Am întins cartea de vizită roșcovanului. A citit-o și și-a scărpinat vârful nasului cu unul din colțuri. Vreun codoș? A întrebat, cu ochii verzi lipiți de fața mea. Bijuterie, am zis eu, dând din mână. A stat și s-a gândit. În timp ce reflecta, am încercat să-mi dau seama dacă era cumva tulburat. N-ai fi zis. Avem și câte unul din ăștia din an în Paște, a recunoscut. N-avem încotro. Deși ăsta nu pare să fie. Arată ca un om liniștit. Poate am primit informații greșite. L-am descris pe George Anson Phillips în costumul lui maro, cu ochelarii fumurii și pălăria de pai de culoarea ciocolatei și panglică cu imprimeu maro și galben. Mă întrebam ce se întâmplase cu pălăria. Nu era sus. Probabil că scăpase de ea crezând că e prea bătătoare la ochi, deși capul blond era aproape la fel de bătător la ochi. Seamănă cu el? Roșcovanul se lasă greu. În cele din urmă a dat afirmativ din cap. Ochii verzi mă urmăreau atent, mâna uscățivă ținea cartea de vizită la gură, plimbând-o de-a lungul dinților ca pe un băț de-a lungul gardului. Nu mi-am putut închipui că ar fi un pungaș. La naiba, vin tot soiul de oameni pe aici. El nu-i decât de o lună. Dacă arată ca un excroc, n-ar fi stat aici. Am făcut bine că nu i-am râs în față. Ce-i zice dacă i-am percheziționat apartamentul cât timp e plecat? A clătinat din cap. Domnului Palermo nu i-ar plăcea? Domnului Palermo? Proprietarul. E vis-a-vis. E proprietarul sălii mortuare al acestei clădiri și al multor altora. De fapt, e proprietarul cartierului, dacă înțelegi ce vreau să spun. I-a făcut cu ochiul ca să-mi dea de înțeles. El taie și spânzură pe aici. De fapt, un lup simburatic. Ei bine, în timp ce el taie și spânzură sau se ocupă de vreun cadavru sau naiba știe ce-o fi, când acum, hai să urcăm și să percheziționăm apartamentul. Nu mă face să mă supăr pe dumneata, mi-a tăiat-o scurt roșcovanul. Grozav îmi pasă dacă te superi, am răspuns. Hai sus! Am zvârlit cutia de bere goală spre coșul de gunoi și am urmărit-o cum a sărit înapoi și s-a rostogolit până la jumătatea camerei. Roșcovanul s-a ridicat brusc în picioare. Și-a îndepărtat picioarele și a șters mâinile de praf și și-a mușcat buza de jos. Ce-i ceva de $5? A continuat ridicând din umeri. Asta a fost acum o oră. M-am răzgândit. Hai să mergem sus și să-i percheziționăm apartamentul. Mai spune-o măcar o dată. Mâna dreaptă i-a alunecat spre șold. Dacă îți trece prin cap să scoți pistolul, nu uita că domnului Palermo nu i-ar plăcea. Mai ducă-se naibii, a mărăit el cu vocea brusc furioasă, iar fața i s-a congestionat. Domnul Palermo o să fie încântat să afle ce sentimente ai pentru el. Ascultă aici, a zis roșcovanul foarte încet, lăsându-și mâna în jos pe lângă corp și s-a aplecat spre mine de la mijloc, vrându-și fața între-a mea. Ascultă, stăteam aici, tratându-mă cu o bere, două, poate trei. Ce dracu, nu deranjam pe nimeni. Era o zi plăcută. Părea că va fi și o seară plăcută. Și deodată ai apărut dumneata. Și-a agitat mâna cu violență. Hai să mergem sus și să percheziționăm apartamentul, am repetat. Și-a ridicat exasperat mâinile cu pumnii strânși. La capătul mișcării și-a deschis larg brațele, întinzându-și degetele cât erau de lungi. A strâmbat din nas. E în joc slujba mea. Am deschis gura. Taci, a răgnit el. Și-a pus pălăria pe cap. A deschis un sertar și-a scos o legătură de chei. A trecut pe lângă mine să deschidă ușa și a rămas în prag, făcându-mi semn cu bărbia. Fața era încă furioasă. Am ieșit în hol și de acolo am urcat scările. Meciul de baseball se terminase. Acum era muzică de dans. O muzică puternică. Roșcovanul a ales o cheie și a băgat-o în broasca apartamentului 204. Pe fondul intens și răsunător al melodiei din apartamentul de vis-a-vis, o femeie a scos deodată un țipăt isteric. Roșcovanul a tras cheia din ușă, dezvelindu-și dinții către mine. A traversat coridorul îngust și a bătut în ușa de vis-a-vis. A trebuit să bată tare și mult înainte de a fi luat în seamă. Ușa s-a deschis brusc și o blondă cu fața ascuțită, în pantaloni marinărești, de un roșu intens și în plovor verde, s-a holbat la el cu ochi aprigi. Unul era umflat, celălalt fusese lovit cu câteva zile în urmă. Mai avea o vânătaie pe gât. În mână ținea un pahar înalt cu un lichid de culoarea chihlimbarului. Dați radioul mai încet, chiar acum, a zis roșcovanul. Prea mare gălăgie.
N-am de gând să vă rog a doua oară. Data viitoare chem poliția. Fata a privit îndărât peste umăr și a strigat pe fondul de zgomot al radioului. Hei, Del, individul zice să-l dai mai încet. Ai de gând să-l caftești? S-a auzit scârțind un scaun. Zgomotul radioului a încetat brusc și un bărbat brunet, îndesat, cu ochii duri, a apărut în spatele blondei. A îmbrâncit-o din calea lui cu o mână și s-a înfipt în fața noastră. Era nebărbierit. Purta pantalon, pantofi și un maieu. Și-a instalat picioarele în cadrul ușii, a respirat și erat pe nas și a zis: ștergeți-o! De-abia am venit de la masă. O nenorocită de masă. N-am chef să se ia nimeni de mine. Era beat turtă, dar se ținea pe picioare. Roșcovanul a zis: ai auzit ce ți-am spus, domnule Henci? Lasă radioul încet și nu mai face scandal. Și asta imediat. Bărbatul numit Henci a răspuns: ascultă-mă, murătură! Și și-a ridicat piciorul drept, gata să-l lovească. Roșcovanul n-a așteptat lovitura. Corpul slăbănog s-a dat repede înapoi și legătura de cheie aruncată a căzut pe dușumea și a zornăit, izbind ușa apartamentului 204. Mâna dreaptă a făcut o mișcare rapidă și a scos un baston de piele împletită. Fii! A zis Henci. A bătut aerul cu palmele, a strâns pumnii și a lovit cu îndârjire în gol. Panul l-a izbit în creștetul capului. Fata a țipat din nou și a aruncat un pahar de băutură în fața prietenului ei. N-aș putea spune de ce. Fie că acum nu era primejdios să o facă, fie din greșeală. Enci s-a întors orbit. Băutura îi picura de pe față. Mergea împleticit. A traversat camera cu mers clătinat, gata-gata să aterizeze în nas la fiecare pas. Patul era lăsat jos și s-a prăbușit pe el. A vrut o mână supernă. Atenție! Pistol, am strigat! O pot para și pe asta, a zis Roșcovanul printre dinți, vârându-și mâna dreaptă, goală acum, sub vesta deschisă. Henci stătea jos, în genunchi. S-a sprijinit pe unul din ei și s-a întors. În mâna dreaptă ținea un pistol mic, negru. Se holba la el. Nu-l ținea de mâner, l-avea întins pe palmă. Aruncă-l, a zis Roșcovanul cu voce fermă și a intrat în cameră. Blonda a sărit imediat în spatele lui și a încolocit brațele lungi și versi în jurul gâtului lui, țipând cât o ținea gura. Roșcovanul s-a clătinat, înjurând și agitând pistolul. Omoară-l, Del, a strigat blonda, omoară-l! Henci avea o mână pe pat și un picior pe podea. Genunchii erau îndoiți. În mâna dreaptă, în palmă, ținea pistolul negru și se holba la el. S-a ridicat încet și a bombănit grav. Ăsta nu-i pistolul meu. Am luat pistolul Roșcovanului, care nu era de niciun folos, și m-am îndepărtat, lăsându-o să o scuture pe blondă din spatele lui cum putea mai bine. S-a auzit o ușă trântită cu zgomot și pași venind spre noi. Aruncă-l, Henci, am zis. Și-a ridicat privirea spre mine. Ochii negri, nedumeriți, au devenit deodată calmi. Ăsta nu-i pistolul meu, a zis, întinzându-l spre mine abătut. Al meu e un Colt 32 cu butoiaș. I-am luat pistolul din mână. N-a încercat să mă oprească. A așezat pe pat, scărpinându-și încet creștetul capului. În timp ce se gândea, fața i se schimonosea. Unde dracu? Și vocea i s-a pierdut. A clătinat din cap și s-a crispat. Am privit pistolul. Se trăsese cu el. Am scos încărcătorul și am numărat cartușele prin micile găuri laterale. Erau 6. Cu unul de pe țeavă făceau 7. Pistolul era un Colt 32 automat cu 8 focuri. Se trăsese cu el. Roșcovanul o dăduse pe blondă jos. O aruncase pe un scaun, iar el își ștergea o zgârietură de pe obraz. Ochii verzi erau posomorâți. Mai bine cheamă poliția, am zis. S-a tras un cartuș cu acest pistol și e timpul să afli și dumneata că în apartamentul de vis-a-vis e un om mort. Henci m-a privit cu ochi de idiot și a zis cu voce liniștită: frate, ăsta pur și simplu nu-i pistolul meu. Blonda a scâncit destul de teatral și mi-a arătat o gură deschisă, deformată de mizerie și cabotinism. Roșcovanul a ieșit încet pe ușă. Capitolul 10. Împușcat în gât cu o armă de calibru mijlociu și un glonte cu vârful moale, a zis detectivul locotenent Jesse Breeze. Cu o armă ca asta și cartușe cum sunt astea de aici, și a săltat în palmă pistolul despre care Henge zisese că nu-i a lui. Gloantele a luat-o în sus și a lovit probabil ceafa. A rămas în cap. Omul e mort cam de vreo 2 ore. Mâinile și fața sunt reci. Corpul mai e totuși cald, nu-i rigid. A fost lovit cu ceva tare înainte de a fi împușcat, probabil cu mânerul pistolului. Voi ce părere aveți? Ziarul pe care ședea a foșnit și a scos pălăria și a șters fața și chelia din creștetul capului. Smog de păr de culoare deschisă în jurul cheliei era umed și negricios din cauza transpirației. Și-a pus pălăria la loc.
O panama cu fundul plat, înnegrită de soare. Nu o cumpărase în anul acela și probabil nici cu un an înainte. Era un bărbat masiv, cam pântecos. Purta pantofi maro cu alb, șosete căzute și pantaloni albi cu dungi negre subțiri. Cam așa deschiată la gât, de-i se vedea părul roșcat de pe piept. Haină sport grosolană, de culoarea cerului, largă numeri, cât un garaj pentru două mașini. Avea vreo 50 de ani. Singurul lucru care sugera că e polițist era privirea trează și fermă a ochilor ușor bulbucați de un albastru spălăcit. O privire pe care oricine în afară de polițiști o socotea severă. Sub ochi, în partea de sus a obrajilor și pe nas, se găsea o potecă largă de pistrui, ca un câmp minat pe o hartă de război. Ședeam în apartamentul lui Hench. Ușa era închisă. Hench își pusese cămașa, iar acum își lega absent cravata cu degetele groase și boante care tremurau. Fata stătea întinsă pe pat. Avea un șal verde înfășurat în jurul capului, un pormoneu lângă ea și o haină scurtă de veveriță pe picioare. Gura îi era întredeschisă, fața trasă și speriată. Dacă aveți impresia că individul a fost împușcat cu pistolul de supernă, foarte bine. Se pare că așa a fost. Ăla nu-i pistolul meu și nimic nu o să mă facă să spun că e al meu. Presupunând că e așa, a zis Breeze. Cum s-au întâmplat lucrurile? Cineva ți-a șterpelit pistolul și ți l-a lăsat pe acesta. Când și cum? Ce fel de pistol era al dumitale? Noi am ieșit pe la 3:30 să mâncăm ceva la birtul din colț. Puteți verifica. Probabil că am lăsat ușa descuiată. Ne cam place băutura. Cred că eram destul de gălăgioși. La radio se transmitea meciul de baseball. Cred că l-am închis când am plecat. Nu sunt sigur. Tu ți-amintești? S-a uitat la fata întinsă pe pat, cu fața albă și tăcută. Îți amintești, scumpo? Fata nici nu l-a privit și nici nu i-a răspuns. E dărmat, a zis Hench. Eu am avut un pistol Colt 32, același calibru ca ăsta, dar un pistol cu butoiaș, un revolver, nu un pistol automat. Are o bucățică sărită la mânerul de cauciuc. Un evreu, unul Morris, mi l-a dat acum vreo 3-4 ani. Lucram împreună într-un bar. N-am permis, dar nici nu-l port cu mine. Când îți place băutura și ții un pistol supernă, mai curând sau mai târziu se alege careva cu un glonte. Ar trebui să știi asta. Pe dracu, noi nici măcar nu-l cunoșteam pe tip, a zis Hench. Cravata era înnodată acum, dar prost. Era treaz de-a binelea și tremura. S-a ridicat în picioare și a luat o haină de la capătul patului. A îmbrăcat-o și s-a așezat din nou. L-am urmărit. Îi tremurau degetele când și-a aprins țigara. Nu știm numele. Habar n-aveam cine e. L-aș fi văzut prin hol de vreo 2-3 ori, dar nici măcar n-a vorbit cu mine. Presupun că despre el e vorba. E individul care locuia vis-a-vis, a zis Breeze. Și acum să văd. Meciul ăsta de baseball e o retransmitere din studio? Se transmite la 3, a zis Hench. Să zicem, de la 3 până la 4:30, uneori chiar mai târziu. Noi am ieșit din casă pe la a doua jumătate a celui de-al treilea serviciu. Am lipsit cam un serviciu și jumătate. Poate două. 20 de minute, poate jumătate de oră, nu mai mult. Cred că a fost împușcat tocmai înainte de a pleca voi, a zis Breeze. Radioul a acoperit zgomotul pistolului. Ați lăsat probabil ușa descuiată sau chiar deschisă. Ar putea, a zis Hench cu un aer obosit. Tu te-amintești, dragă? Fata de pe pat a refuzat din nou să-i răspundă sau măcar să-l privească. Breeze a reluat. Ați lăsat ușa deschisă sau descuiată. Criminalul v-a auzit ieșind. A intrat în apartament vrând să scape de pistol. A văzut patul lăsat jos, s-a apropiat și a strecurat pistolul supernă. Imaginați-vă ce surpriză! Acolo l-aștepta un alt pistol. L-a luat cu el. Dacă intenționa să scape de pistol, de ce nu l-a lăsat la locul crimei? De ce săriște intrând în un apartament străin? Asta n-o pricep eu. Din colțul canapelei de lângă fereastră, unde ședeam, mi-am spus și eu părerea. Să presupunem că ieșise și încuiase apartamentului Phillips înainte de a se gândi să scape de pistol. Revenindu-și după șocul pricinuit de crimă, s-a trezit în hol cu arma crimei în mână. A vrut să scape de ea rapid. Atunci, dacă ușa lui Hench era deschisă și el îi auzise ieșind și mergând pe hol, Breeze a privit la mine scurs și a mormăit. Nu zic că nu e așa. Mă gândeam și eu la fel. Și-a îndreptat din nou atenția spre Hench. Deci, dacă se dovedește că ăsta e pistolul cu care a fost ucis Anson, trebuie să dăm de urma pistolului dumitale. În timp ce vom face asta, trebuie să vă avem pe dumneata și pe domnișoara la îndemână. Înțelegi, desigur. Hench a zis, n-aveți voi oameni care să mă facă să spun altfel. Putem oricând încerca, a adăugat Breeze cu blândețe, și am putea începe chiar acum. S-a ridicat
și a făcut vânt pe dușumea ziarelor mototolite de pe scaun. S-a dus la ușă. Acolo s-a întors să se uite la fata de pe pat. Te simți bine, surioară? O să chem o infirmieră. Fata nu i-a răspuns. Henge a zis. Trebuie să beau ceva. Neapărat trebuie să beau. Nu atât timp cât te supraveghez eu, a precizat Breeze și a ieșit pe ușă. Henge a traversat camera, a dus o sticlă la gură și s-a auzit băutura gâlgâind. A lăsat jos sticla, a privit la ce mai rămăsese și s-a dus spre fată. A înghiuntit-o în număr. Trezește-te și bea ceva, a mormăit către ea. Fata se uita fix în tavan. Nu i-a răspuns și nici nu i-a dat de înțeles că l-auzise. Lasă-o în pace, am intervenit. E șocată. După ce a terminat ce era în sticlă, Henge a pus-o cu grijă jos. S-a mai uitat odată la fată, apoi i-a întors spatele și a rămas cu ochii încruntați privind la dușumea. Păcat că nu pot aminti mai bine, a zis el în șoaptă. Breeze s-a întors în cameră însoțit de un polițist tinerel, cu mutră de boboc, îmbrăcat în haine civile. Locotenentul Spangler, o să te ducă jos. Mergi, nu? Henge s-a întors la pat și a zgâlțit-o pe fată de umeri. Scoală, fetițo! Trebuie să plecăm. Fata și-a întors ochii fără să-și miște capul și l-a privit cu indiferență. Apoi și-a săltat umerii de pe pat și-a pus o mână sub ea și-a coborât picioarele de pe pat, călcând cu piciorul drept de parcă era amorțit. Ține-te bine, fetițo! Știi tu cum e, a zis Henge. Fata și-a dus o mână la gură și și-a mușcat încheietura degetului mic, uitându-se absentă la Henge. Și-a îndreptat brusc mâna spre ea și l-a lovit în față cât a putut de tare. După aceea a ieșit pe ușă aproape fugind. Henge a rămas o vreme nemișcat. Afară se auzea un zgomot confuz de oameni și mașini. Henge a ridicat din umeri și și-a îndreptat spinarea. Și-a plimbat privirea încet prin cameră, ca și cum se aștepta să nu mai vadă curând. Sau poate niciodată. După aceea a ieșit pe lângă detectivul cu mutră de boboc. A ieșit și detectivul. Ușa s-a închis. Zgomotul de afară devenise mai slab. Breeze și cu mine stăteam jos, uitându-ne unul la altul cu amărăciune. Capitolul 11. După ce s-a plictisit privindu-mă, Breeze și-a scos o havană din buzunar. A spintecat banda de ciolofan cu un cuțit, i-a aranjat vârful și a aprins-o cu grijă, răsucind-o prin flacără. A ținut chibritul aprins, puțin mai departe, în timp ce privea gânditor în gol. A tras din havană, asigurându-se că ardea cum îi place lui. A stins apoi foarte încet chibritul și s-a întins să-l pună pe pervazul ferestrei deschise. S-a uitat din nou la mine. Noi doi o să ne înțelegem. E regulă, am răspuns. Nu prea crezi, dar o să ne înțelegem. Nu că mi-ai căzut așa deodată cu tronc, dar așa lucrez eu, cu cărțile pe față, lucid, fără zarvă, nu ca tipa de aici. Tipe de-al de astea își petrec viața căutându-și singure beleaua și, când o găsesc, vina este a primului individ pe care pun mâna. Ăsta i-a dat câțiva gologani, am zis. Nu de ajuns ca să-l iubească cine știe cât. După câte văd, te pricep la dame. Tocmai fiindcă nu știu prea multe despre ele, m-a ajutat în meserie. Am o minte lipsită de prejudecăți. A dat din cap examinându-și vârful havanei. A scos o bucată de hârtie din buzunar și a citit. Delmar B. Henge, 45 de ani, barman, șomer. Mabel Masters, 26 de ani, dansatoare. Asta e tot ce știu despre ei. Presimt că nu sunt prea multe de aflat. Nu crezi că el l-a împușcat pe Anson? Am întrebat. Breeze m-a privit fără nicio plăcere. Abia am venit, amice. A scos o carte de vizită din buzunar și a citit. James B. Pollock, societate de asigurare, agent de teren. Ce zici de asta? Într-un asemenea cartier, nu e bine să-ți folosești propriul nume. Nici Anson nu și l-a folosit pe-a lui. Ce-i cu cartierul? Tot ce vrei și ce nu vrei, am răspuns. Aș vrea să aflu ce știi despre tipul mort. Ți-am mai spus. Spune-mi încă o dată. Mi se spun atâtea lucruri că le încurc. Știu ce scrie pe cartea lui de vizită. Îl cheamă George Anson Phillips și se dădea drept detectiv particular. Era în fața biroului meu când m-am dus la masă. M-a urmărit prin centrul orașului până la holul hotelului Metropol. Eu l-am atras acolo. Am stat cu el de vorbă și a recunoscut că mă urmărea, dorind să afle dacă sunt destul de istesc ca să lucrăm împreună. Gogoș, bineînțeles. Probabil nu era încă hotărât ce să facă și aștepta un prilej care să-i dea brânci. Zicea că avea un caz și că era teamă. Ar fi vrut să se asocieze cu cineva cu experiență mai bogată decât a lui. Asta firește în cazul că s-ar putea spune că el avea ceva experiență. După cum acționa, nu părea să aibă.
Și singurul motiv pentru care te-a ales pe dumneata este că acum 6 ani ai lucrat la un caz în Ventura, în timp ce el era ajutor de șerif acolo. Exact. Da, nu trebuie să stărui, a zis Bruce calm. Oricând vrei, poți oferi o versiune mai bună. E destul de bună. Vreau să spun că e destul de bună în sensul că e destul de proastă ca să fie adevărată. Și-a legănat ușor capul mare și greoi. Ce crezi despre toate astea? A întrebat. Te-a interesat de adresa biroului Phillips? A clătinat din cap. După părerea mea, vei afla că l-au angajat pentru că era naiv. A fost angajat ca să ia acest apartament sub nume fals și să facă ceva ce s-a dovedit a nu-i fi pe plac. S-a speriat. Avea nevoie de un prieten care să-l ajute. Faptul că s-a oprit la mine, după atât de mult timp și având atât de puține informații despre mine, e o dovadă că nu cunoștea prea mulți detectivi. Briz și-a scos batista. Și-a șters din nou fața și capul. Dar asta nu explică de ce a trebuit să te urmărească, așa ca un cățeluș pierdut, în loc să meargă direct la ușa biroului dumitale și să intre. Nu, nu explică. Poți să explici dumneata? Nu, nu într-o totul. Ei, bine, și totuși cum ai explica-o? Am explicat-o așa cum am crezut eu. Nu era hotărât dacă să-mi vorbească sau nu. Aștepta ceva care să-l determine. L-am determinat eu, intrând în vorbă cu el. Asta e o expresie foarte simplă. Atât de simplă că nu ține. Poate că ai dreptate. Și, drept rezultat al acestei scurte conversații într-un hol de hotel, tipul acesta cu totul străin te invită în apartamentul lui, dându-ți cheia, pentru că vrea să stea de vorbă cu dumneata. Da, de ce nu ți-a vorbit atunci? Aveam o întâlnire. Am dat afirmativ din cap. Înțeleg. La ce caz lucrezi? Am clătinat din cap fără să răspund. E vorba de o crimă. Va trebui să-mi spui. Am clătinat iarăși din cap. El s-a înroșit puțin. Ascultă, a zis cu fermitate, trebuie să-mi spui. Te rog să mă scuzi, Breeze, dar după cum au mers lucrurile până acum, nu sunt convins de asta. Cred că știi că te pot băga în închisoare ca martor, a zis el calm. Pe ce temei? Pe temeiul că ești cel care a găsit cadavrul, că ți-ai dat un nume fals în fața administratorului de aici și că nu prezinți o relatare satisfăcătoare privind relațiile dumitale cu victima. Chiar ai de gând să o faci? A zâmbit posomorât. Ai vreun avocat? Cunosc mai mulți avocați, dar nu am avocat personal. Câți comisar cunoști personal? Niciunul. Adică am vorbit cu 3, dar s-ar putea să nu-și amintească de mine. Dar ai ceva relații la primărie sau în altă parte? Povestește-mi și mie despre ele. Dar aș vrea să știu și eu, am răspuns. Ascultă, amice, a zis el cu toată seriozitatea. Nu se poate să n-ai nici că aveai prieten pe undeva, în mod sigur. Am un bun prieten în biroul șerifului, dar n-aș vrea să-l amestec în asta. A ridicat din sprâncene. De ce? Poate că o să ai nevoie de prieteni. O vorbă bună, spusă de un polițist cinstit, valorează mult. E vorba de un prieten apropiat. Nu vreau să profit de pe urma lui. Dacă dau de belea, nu vreau să aibă necazuri din pricina mea. Cum stai cu biroul de criminalistică? Acolo e Randall, dacă mai lucrează la secția criminalistică. Am colaborat cu el la un caz, pe vremuri, dar nu mă prea simpatizează. Breeze a oftat. Și-a mișcat picioarele pe dușul meu, făcând să foșnească ziarele pe care le dăduse jos de pe scaun. E adevărat ce-mi spui? Sau încerci să faci pe șmecherul? Mă refer la granguri de care zici că habar n-ai. E adevărat, dar folosesc adevărul în mod inteligent. Nu e inteligent să zici totul dintr-o dată. Eu cred că e. Și-a pus o mână mare, pistruiată, peste maxilar și a strâns. În ce a luat mâna, avea pe obraz pete roșii, rotunde din cauza apăsării degetelor. Le-am urmărit cum dispar. De ce nu te duci acasă să lași omul să lucreze?" a întrebat supărat. M-am ridicat, am dat din cap și m-am îndreptat spre ușă. L-am auzit în spatele meu zicând, dă-mi adresa de acasă." I-am dat-o, a notat-o. La revedere," a zis cu glas trist, să nu părăsești orașul. O să avem nevoie de o declarație. Poate diseară." Am plecat. Afară pe palier se găseau 2 polițiști în uniformă. Ușa de vis-a-vis era deschisă și un bărbat încă mai lucra înăuntru luând amprente. La parter, în hol, am mai întâlnit 2 polițiști. Nu l-am văzut pe administratorul Roșcovan. Am ieșit pe ușa din față. O ambulanță se îndepărta de bordură. Grupuri de oameni stăteau pe ambele părți ale străzii, dar nu atât de mulți ca în alte cartiere. Am pornit în grabă pe trotuar. Un bărbat m-a înșfăcat de braț și m-a întrebat, ce s-a întâmplat, nene? I-am smucit brațul ca să scap, fără să-l privesc sau să spun ceva. I-am continuat drumul spre locul unde îmi parcasem mașina. Capitolul 12. Era ora 7 fără un sfert când am intrat în birou.
Am aprins lumina și am ridicat o bucată de hârtie de pe podea. Era un aviz de la serviciul de mesagerii Green Feather, prin care mă anunța că am un colet și că îmi va fi predat la cerere la orice oră din zi sau din noapte. L-am pus pe masa de lucru, mi-am scos haina și am deschis ferestrele. Am luat o sticlă de o jumătate de litru de whisky Old Taylor, insertarul de jos al biroului, și am băut plimbându-l prin gură. M-am așezat apoi, ținând gâtul sticlei răcoroase în mână și întrebându-mă cum aș simți dacă aș fi detectiv la secția criminalistică și aș găsi cadavre și nu mi-ar păsa. N-ar fi nevoie să spăl putina și să șterg clanța. N-ar fi nevoie să chipzuiesc la cât de multe informații să dau fără să prejudiciez clientul, cât să deschid gura fără să-mi fac mie prea mult rău. Am gândit că totuși nu mi-ar plăcea. Am tras telefonul spre mine, am privit la numărul de pe aviz și am sunat. Mi-au zis că îmi pot trimite coletul imediat. Am răspuns că l-aștept. Afară se întuneca. Zgomotul circulației se potolise într-o cutva. Aerul ce intra prin fereastra deschisă avea parcă un miros obosit de sfârșit de zi, plin de gaze de eșapament, de căldura zidurilor și a trotuarelor încinse, de mirosul mâncărurilor dintr-o mie de restaurante. Dacă aveai nas de câine de vânătoare, simțeai mirosul specific de cotoi, emanat de eucalipții pe vreme călduroasă, venind dinspre colinele Hollywoodului. Fumam. 10 minute mai târziu a bătut cineva la ușă. Am deschis-o unui băiat cu șapcă de uniformă, care mi-a luat semnătura și mi-a mânat un colet mic, pătrat, numai la de 6 centimetri sau nici măcar atât. I-am dat băiatului 10 cenți și am ascultat cum se întorcea spre lift, fluierând. Eticheta purta numele și adresa mea, scrisă în cerneală cu litere de tipar, imitând foarte exact caracterele mașinii de scris, dar mai mari și mai subțiri. Am tăiat sfoara care ținea eticheta pe cutie și am desfăcut hârtia maro, subțire. Înăuntru se gățea o cutie de carton ieftin, lipită pe deasupra cu hârtie maro și purtând inscripția Made in Japan. Era tipul acela de cutie pe care îl poți găsi în orice magazin japonez ca să pui înăuntru un bibelou sau o bucățică de jad. Capacul se închidea etanș. L-am deschis și am dat peste foiță și vată. După ce am înlăturat toate astea, am văzut o monedă de aur, cam de mărimea unei jumătăți de dolar, strălucitoare de parcă tocmai ieșise de la presă. Fața dinspre mine arăta un vultur cu aripile întinse, cu un scut drept piept și cu inițialele EB ștanțate pe aripa stângă. În jurul acestora un cerc, iar între cerc și marginea nezimțată a monedei, inscripția E pluribus unum. Pe margine era data 1787. Am întors moneda în palmă. Era grea și rece. Mi s-a umezit palma sub ea. Fața cealaltă arăta soarele răsărind sau apunând în spatele unui vârf de munte. Mai erau două cercuri concentrice, alcătuite dintr-un desen asemănător frunzelor de stejar, și încă o inscripție în latinește. Nova Eboraca Columbia Excelsior. Pe marginea monedei, cu litere de tipar mai mici, numele Brusher. Priveam un dublon Brusher. În cutie nu mai era nimic altceva, nici în hârtie și nici pe hârtie. Literele de tipar scrise de mână nu spuneau nimic. Nu cunoșteam pe nimeni care să obișnuiască să scrie astfel. Am umplut până la jumătate o pungă goală de tutun. Am înfășurat bine moneda în foiță și am pus o bandă de gumă în jurul ei. Am vrut-o în tutunul din pungă, apoi am mai pus tutun deasupra. Am închis punga și am băgat-o în buzunar. Am încuiat hârtia, sfoara și eticheta într-o cutie de clasoare, am așezat din nou jos și am format numărul lui Elisha Morningstar. A sunat de vreo 8 ori. La celălalt capăt al firului n-a răspuns nimeni. Nu mă prea așteptam la asta. Am închis telefonul, am căutat în carte la Elisha Morningstar și am văzut că nu avea telefon acasă, în Los Angeles sau în orașele învecinate care erau în cartea de telefon. Am scos din birou un toc de pistol de prins la umăr, mi l-am legat și am vărât în el un Colt 38 automat. Mi-am pus pălăria și haina, am închis din nou fereastra, am pus sticla de whisky la loc și am stins luminile. Tocmai trăsesem zăvorul de la ușa biroului când a sunat telefonul. Mi s-a părut sinistru. M-am oprit încordat și agitat, cu buzele strânse într-un fel de rictus. În spatele ferestrei închise ardeau luminile de neon. Aerul mi s-a părut înăbușitor. Coridorul de afară era liniștit. Telefonul suna în întuneric, tare și neîntrerupt. M-am întors, m-am rezemat de birou și am ridicat receptorul. Am auzit un țăcănit și un bâzâit pe fir și nimic altceva. Am apăsat pe butonul de legătură și am așteptat. Nici eu nu știam ce aștept. Telefonul a sunat din nou.
Am scos un sunet din gât și l-am pus din nou la ureche fără să zic ceva. Tăceam amândoi, poate la distanță de kilometri unul de celălalt, fiecare ținând în mână receptorul, respirând, ascultând și neauzind nimic, nici măcar răsuflarea. După o vreme, care mi s-a părut foarte îndelungată, am auzit o șoaptă îndepărtată zicând stins, fără nicio modulație. N-o să-ți fie bine, Marlowe. Apoi, din nou înțăcănit și bâzâit pe fir, am închis telefonul, am traversat biroul și am ieșit. Capitolul 13. M-am îndreptat spre vest, pe Sunset, am mers la întâmplare, cale de câteva bartale, fără să fiu sigur dacă eram sau nu urmărit. Am parcat lângă un magazin și am intrat să dau un telefon. Am vărât fisa și am cerut operatoarei de la Interurban un număr din Pasadena. Mi-a spus câte monede să introduc în aparat. Vocea care a răspuns la telefon era aspră și rece. Reședința doamnei Murdoch. Aici Philip Marlowe. Cu doamna Murdoch, vă rog. Mi s-a spus să aștept. O voce slabă, dar foarte clară, a întrebat. Domnul Marlowe? Doamna Murdoch se odihnește. Puteți să-mi spuneți mie despre ce e vorba? Nu trebuia să-i fi spus nimic. Eu? Cui? Tipului ăluia smucit în batista căruia plângi. Cum îndrăznești? E în regulă. Acum dă-mi eu pe doamna Murdoch. Trebuie să vorbesc cu ea. Foarte bine. O să încerc. Vocea slabă și clară s-a îndepărtat. Din nou am avut ce aștepta. Probabil a trebuit să o ridice pe perne, să-i smulgă sticla de porto din mâna ei bătrână și aspră și să-i dea telefonul. Deodată cineva și-a adresat vocea la telefon. Părea un marfar care trece printr-un tunel. Aici, doamna Murdoch. Ați putea identifica proprietatea despre care vorbeam azi dimineață, doamnă Murdoch? Vreau să zic, ați putea o deosebi dintre multe altele asemănătoare? Păi, mai sunt altele la fel? Probabil. Duzini, sute, după câte știu eu. Oricum, duzini. Bineînțeles, nu știu unde sunt. S-a auzit o tuse. De fapt, nu știu prea multe despre ea. Nu cred că aș putea o identifica. Dar aceasta fiind situația, aici voiam să ajung, doamnă Murdoch. S-ar părea că identificarea obiectului depinde de cunoașterea istoricului lui, când era încă în posesia dumneavoastră. Un istoric care să fie cel puțin convingător. Da, cred că ar fi. De ce? Știi unde este? Morningstar pretinde că a văzut moneda. Zice că i-a fost oferită spre vânzare. Întocmai cum bănuiați? N-a vrut să o cumpere. Zice că vânzătorul nu era femeie. Dar asta nu înseamnă nimic, deoarece descrierea insulei care ar fi venit la el atât de amănunțit făcută putea să fie o născocire de-a lui sau să fie descrierea unei persoane cunoscute. Cu alte cuvinte, vânzătorul putea fi tot atât de bine și o femeie. Înțeleg, dar acum faptul nu mai are importanță. Nu mai are importanță? Nu. Ai altceva să-mi comunici? Încă o întrebare. Cunoașteți un tinerel blond pe nume George Anson Phillips? Destul de solid, cu un costum maro și o pălărie cu calotă plată și boruri întoarse, copanglică de culoare deschisă. O purta astăzi. Pretindea că e detectiv particular. Nu-l cunosc. De unde să-l cunosc? Nu știu. Intră și el în joc pe undeva. Cred că a încercat să vândă marfa. Morningstar a vrut să-i telefoneze după ce am plecat eu. M-am furișat înapoi în biroul lui și am tras cu urechea. Ce-ai făcut? M-am furișat. Te rog, nu mă lua în zeflă mea, domnule Marlowe. Altceva? Da, am căzut de acord să-i plătesc lui Morningstar $1000 pentru restituirea obiectului. El zicea că îl poate obține pentru 800. Aș putea să te întreb de unde aveai de gând să faci rost de bani? Păi, vorbeam și eu așa. Morningstar e un tip șiret. Asta e limba pe care o înțelege. Și apoi, poate voiați dumneavoastră să plătiți. N-aș vrea să vă conving eu. Ați putea merge oricând la poliție. Dar, dacă, din anumite motive, n-ați vrea să mergeți la poliție, singura cale să-l redobândiți ar fi să-l cumpărați. Aș fi continuat probabil multă vreme în felul acesta, neștiind exact ce voiam să zic, dacă nu m-ar fi oprit un zgomot ca un lătrat de focă. Toate acestea sunt inutile acum, domnule Marlowe. M-am hotărât să renunț la serviciile dumitale. Moneda mi-a fost restituită. Rămâneți la telefon un minut, am zis. Am pus receptorul jos și am deschis ușa cabinei. Mi-am scos capul afară și mi-am umplut pieptul cu ceea ce trecea drept aer în prăvălie. Nu mă băga nimeni în seamă. Patronul, într-un halat albastru deschis, tăifăsuia peste masa la care se vindeau havane. Vânzătorul spăla pahare la chiuvetă. Două fete, în pantaloni marinărești, jucau popice la un aparat. Un tip înalt, subțire, într-o cămașă neagră și un fular galben deschis, se uita la revistele de pe raft. Nu părea un răufăcător. Am închis ușa cabinei, am ridicat receptorul și am zis. Un șobolan îmi rodea piciorul. Acum totul e în ordine.
Ziceați că l-ați redobândit? Chiar așa? Cum? Sper că nu ești prea dezamăgit, a răspuns vocea ei intransigentă de bariton. Situația este cam penibilă. Poate mă hotărăsc să te explic, poate nu. Ar fi bine să treci pe aici mâine dimineață. Întrucât nu vreau să continui cercetările, vei reține avansul drept onorariu. Stați să mă lămuresc. Chiar ați primit înapoi moneda? Nu doar o promisiune pur și simplu? Bineînțeles că nu. Și încep să obosesc. Așa că dacă dumneata... Un moment, doamnă Murdoch, nu să fie chiar atât de simplu. S-au întâmplat multe lucruri. O să-mi vorbești despre ele mâine dimineață. Mi-a tăiat-o ea scurt și a închis telefonul. Am ieșit din cabină și am aprins o țigară, dar de cele stângace nu mă prea ascultau. Am făcut cale întoarsă prin magazin. Patronul era singur acum. Ascuțea foarte concentrat un creion cu un briciac mic încruntându-se. Aveți un creion ascuțit foarte drăguț, i-am zis eu. Și-a ridicat privirea surprins. Fetele de la aparatul de jucat popice m-au privit și ele surprinse. M-am dus și m-am uitat în oglinda din spatele ștergelei. Și eu arătam surprins. M-am așezat pe unul din taburete și am zis, un scotch dublu. Vânzătorul m-a privit mirat. Îmi pare rău, domnule, aici nu-i bar. Puteți cumpăra o sticlă la raionul de băuturi. Așa este. Adică nu este. Am avut un șoc. Sunt puțin buimăcit. Dă-mi o ceașcă de cafea slabă și un sandwich cu șuncă foarte subțire pe pâine veche. Nu, mai bine nu mai mănânc. La revedere. M-am dat jos de pe taburet și m-am îndreptat spre ușă, într-o liniște la fel de grea ca zgomotul unei tone de cărbuni răsturnate pe un tobogan. Bărbatul în cămașă neagră și fular galben rângea la mine peste New Republic. Ar trebui să te lași de femei și să te apuci de altceva, i-am zis eu. Doar așa, ca să par prietenos. Am ieșit afară. Cineva în spatele meu a zis, e plin Hollywood-ul cu dal de ăștia. Capitolul 14. Se pornise un vânt puternic și uscat. Vârfurile copacilor se clătinau, aruncând de lumina felinarilor de pe stradă umbre ca o lavă ce se târăște. Am întors mașina și am luat-o din nou spre est. Muntele de Pietate era pe Santa Monica, lângă Wilcox, o căsuță veche, liniștită, peste care valurile timpului trecuseră ușor. În vitrină se găseau de toate, de la muște de prins păstrăvi, în cutii înguste de lemn, la flașnete portabile și cărucioare de copii pliante, aparate de fotografiat cu lentilă de 10 cm, lorniete de SIDEF în casete de pluș decolorat, Colturi Frontier calibrul 44 cu un singur foc, model care se mai fabrică doar pentru polițiștii din vest, pe care bunicii au învățat cum să pună piedică și să împuște trăgând cocoșul înapoi. A intrat în prăvălie. Un clopoțel a sunat deasupra capului. Cineva, departe în spate, și-a târșit picioarele și și-a suflat nasul. Un evreu bătrân, cu o tichie neagră, a apărut în spatele teșghielei, zâmbindu-mi pe deasupra ochelarilor. I-am scos punga de tutun, din ea dublonul brusher, și l-am pus pe teșghea. Vitrina din față era de sticlă transparentă și mă simțeam gol-goluț. Nu era nicio cămăruță lambrisată cu scuipietori lucrate de mână și nici uși care să se închidă automat. Evreul a luat moneda în palmă. Aur, nu-i așa? Aduni aur, a zis el clipind. $25. Nevasta și copiii sunt flămânzi. Oi, asta e îngrozitor. Aur, se pare, după greutate. Ar putea fi aur curat sau și platină. A cântărit-o nepăsător pe o balanță mică. E aur. Deci ai nevoie de $10? $25. Ce să fac eu cu ea pentru $25? S-o vând, poate? Are aur în valoare de vreo $15. Foarte bine, $15. Aveți un safe bun? Domnule, în negustoria asta se găsesc cele mai bune safe-uri ce se pot cumpăra. Nu-ți face griji. $15, da? Faceți chitanță. A scris-o în parte cu stiloul, în parte cu limba. I-am dat numele adevărat și adresa. Bristol Apartments, 1624, North Bristol Avenue, Hollywood. Stați într-un asemenea cartier și împrumutați $15? A zis evreul cu glas trist și a rupt jumătatea mea de chitanță și mi-a numărat banii. M-am dus pe jos până la prăvălia din colț și am cumpărat un plic. Am împrumutat un stilou și mi-am expediat mie însumi chitanța de amanetare. Eram cu stomacul gol. M-am dus la Vine să mănânc și după aceea am plecat din nou spre centrul orașului cu mașina. Vântul mai bătea încă, mai uscat ca oricând. Volanul părea nisipos în mâinile mele, iar eu îmi simțeam nările uscate. Luminile erau aprinse aici și colo în clădirile înalte.
Clădirea verde-crom de la colțul dintre Nine și Hill strălucea de lumină. În Bellefonte Building câteva ferestre erau luminate aici colo, dar nu multe. Același bătrân hodorogit, gata să intre în istorie, ședea în lift pe o bucată de pânză de sac împăturită, privind drept înainte, cu ochi lipsiți de expresie. Nu știu unde îl pot găsi pe administratorul clădirii. Și-a întors capul încet și a privit pe lângă umărul meu. Am auzit că în New York există lifturi care vâjie. Fac câte 30 de etaje deodată. Au viteză mare. Așa e la New York. La naiba cu New York-ul. Mie îmi place aici. Trebuie un om priceput să conducă lifturile alea iuți. Nu-ți fă iluzii, tăticule. Toți deștepții ăia nu fac altceva decât să apese pe butoane. Zic, bună dimineața, domnule Cutare, și-și privesc alunițele în oglinda din lift. La o rablă ca asta e nevoie de un om ca să o pornești. Ești mulțumit? Muncesc 12 ore pe zi și sunt bucuros că o pot face. Să nu te audă cei de la sindicat. Știi ce pot să facă ea de la sindicat? Am clătinat din cap că nu știu. Mi-a spus el. Și-a coborât apoi ochii și m-a privit. Nu te-am văzut pe undeva? Te-am întrebat de administrator, am zis eu încet. Acum un an și-a spart ochelarii. Era cât paci să râd. Cred că am și râs. Unde l-aș putea găsi la ora asta? M-a privit ceva mai de-a dreptul. A, administratorul clădirii. Trebuie să fie acasă, nu? Sigur, probabil. Sau a plecat la cinema. Dar unde stă? Cum îl cheamă? Aveți nevoie de ceva? Da. Mi-am strâns pumnii în buzunar și m-am abținut să nu strig. Vreau adresa unuia dintre chiriași. Cel al cărui adresă o vreau nu-i trecut în cartea de telefon. Adresa de acasă. Adică unde locuiește când nu e la birou. Înțelegi? Adresa de acasă. Am scos mâinile din buzunar și am descris o formă în aer, scriind rar literele A, C, A, S, E. Care chiriaș? Întrebarea era așa de directă că m-a călcat pe nervi. Domnul Morningstar. Nu e acasă. E încă la birou. E sigur? Foarte sigur. Nu prea observ eu oamenii, dar el e bătrân ca și mine și îl observ. N-a coborât încă. Am urcat în lift și am zis 8. Am închis ușile și am pornit greu în sus. Nu s-a mai uitat la mine. Când s-a oprit liftul și am ieșit, nici n-a vorbit și nici nu m-a privit. Privea în gol, adus de spate, pe pânza de sac de pe taburetul de lemn. Când am dat colțul coridorului, mai ședea acolo. Pe față îi revenise expresia aceea absentă. La capătul coridorului erau două uși luminate, singurele care se vedeau. M-am oprit în fața lor să-mi aprind o țigară și să ascult, dar n-am auzit niciun semn de viață. Am deschis ușa pe care scria intrare și am pășit într-un birou îngust cu o măsuță pentru mașina de scris. Ușa de lemn era încă întredeschisă. M-am apropiat, am ciocănit și am zis, domnule Morningstar, niciun răspuns, liniște, nici măcar o răsuflare. Mi s-a făcut părul măciucă. M-am dat după ușă. Lumina din tavan se lucea pe învelișul de sticlă al balanței de bijutier și pe lemnul vechi, lustruit al biroului. Jos, lângă birou, se vedea un pantof negru cu vârful drept și cu elastic în loc de șiret. Șoseta albă era de bumbac. Pantoful stătea strâm, cu vârful spre colțul tavanului. Restul piciorului era după colțul unui safe masiv. Parcă notam în noroi când am intrat în cameră. Zăcea îndoit pe spate. Singur de tot și mort de tot. Ușa de la safe era larg deschisă, iar cheile agățate în broasca compartimentului interior. Un sertar de metal era tras. Nu se găsea nimic în el. Cândva, probabil, fuseseră bani. Nimic altceva nu părea neobișnuit în cameră. Lunarele bătrânului fuseseră întoarse pe dos. Nu l-am atins. M-am aplecat doar ca să-mi pun dosul palme pe fața lividă, violetă. Parcă aș fi atins burta unei broaște. De pe frunte, unde fusese lovit, se prelinsese sânge. De data asta nu era miros de pulbere în aer, iar culoarea violetă a pielii demonstra că murise de stop cardiac datorită vreunui șoc sau probabil de frică. Oricum, tot crimă era. Am lăsat luminile aprinse, am șters clanțele ușilor și am coborât pe scara de incendiu până la etajul al șaselea. Mergând pe coridor, am citit la întâmplare numele de pe uși. HR, Tiger, laboratoare dentare. L, Prideview, expert contabil. Dalton Rees, birou de copiat acte. Dr. A.G. Blaskovic, iar sub nume cu litere mici, medic chiropractician. Liftul urca huruind. Bătrânul nu s-a uitat la mine. Fața îi era lipsită de orice expresie. Și creierul meu era lipsit de orice gând. Am telefonat la spitalul de urgență de la colț, fără să dau vreun nume.